propun să facem o mică recapitulare la tema anterioară. Sunt careva întrebări, neclarități, materialul și care l-au studiat. Totul este clar? Bun. Cine poate să-mi spună? Deci câteva întrebări, doar așa pentru polizarea. În momentul când pachetul parcurge pe rețea, care câmp este modificat la fiecare hop, care nod intermediar? Să-mi spună. Rog în privat. Vorbim despre pachet, layer 3. Da, vorbim despre IP adresă, dar iată, în IP adresă acolo, în entitate, sunt câteva câmpuri. Sau, spunem așa, opțiuni. Iată, în opțiunea aceea, fiecare cop are loc o acțiune care modifică câmpul acela. E un corect? Andrei, corect. Iată, Ion, în momentul când se transmite mai departe către alt router, ce modificare are loc în pachet? Da, dar asta este, se referă la layer 2, la MAC, la Ethernet, spunem. Dar dacă vorbim despre pachet, bun. În momentul acela când are loc traversarea pachetului de la sursă spre destinație, în antetul de serviciu, spunem așa, la pachet, este acolo un câmp care se numește TTL, timp de viață a pachetului. În momentul acela când el parcurge, între nodi, la fiecare nodă se decrementează câte o unitate. Aceasta este executată, deci cum am vorbit de trecută, din cauza ce să nu fie loop-uri sau inele în rețea, să nu aibă un timp de viață nelimitat pachetul. Așa. Dacă să vorbim de dimensiunea minimă a antetului sau a header-ului IP, ce valoare are? Câți bytes? Valoarea minimă.
Corect? Trei, corect? Mai este cineva? Da, corect. Practic, majoritatea au răspuns corect. Valoarea minimă este 20 de bytes, valoarea maximă poate ajunge până la 60, în dependență de opțiune dacă le utilizăm sau nu. Dar dacă ne referim la IPv6, valoarea minimă care este la antet sau la header, ce valoare poate avea antetul pentru IPv6? Cei care au răspuns OK, dar cei care n-au răspuns? Și valoarea este de 40 de bytes. Cei care au răspuns, bravo. Bun. Așa. Și ce dimensiuni poate avea, mai corect spus, ce dimensiuni are o adresă IPv4? IPv4. Corect, pentru cei care au răspuns, 32 de bits și respectiv IPv6, ce mărime are? Toți au răspuns corect. 128 de bit. Mărimea IP adresei. Bun. Deci, cazul dat, trecem la următorul capitol. Capitolul este însăși IP adresarea. Deci, tipul de IP adresă, în ce format sunt prezentate, cum ele pot fi convertite și haideți să începem. Care sunt obiectivele și respectiv secțiile pentru capitolul dat. Deci, dacă să punem la sub capitolul 7.1, noi este nevoie să cunoaștem cum are loc convertarea binară și decimală pentru o IP adresă IPv4. Trebuie să descriem structura IP adresei, dacă ne referim la partea de rețea, partea de host și partea de mască sub rețea sau subnet mască. Să comparăm caracteristicile și utilizările de tipuri sau adresările IP adrese de tip unicast, multicast, broadcast. Ceva similar ca la lecțiile anterioare. Să explicăm tipurile de IP adrese, cum ele sunt divizate, care sunt IP adresele publice, care sunt IP adresele private, în principiu, care sunt clasele de IP adrese, care sunt IP adrese rezervate, spre aceasta o să vorbim pe parcursul la capitolul dat. În partea a doua, o să vorbim despre IPv6, care în genere este scopul, pentru ce nou ne trebuie IPv6,
cum are loc reprezentare a unei adrese IPv6. O să comparăm tipurile de IPv6 sau de adrese în IPv6. O să încercăm chiar ceva și să configurăm. Apropo, nu știu, v-ați uitat, nu v-ați uitat, ci aici sunt laboratoare. Pentru capitolul dat, eu pe drive am încărcat. Plus, suplimentar, am făcut un laborator, așa, ieșit puțin din lecții. Deci, așa spus, un draft am creat. Spun precis cum se numește, un moment. Chiar în mapă, este PKT Lab 1, IP4, IP6. Trebuie să-l descărcați și, în principiu, este doar draft, doar template-ul. Eu, probabil, o să încercăm ceva și să facem. Totodată, la IPv6, o să vorbim despre IP adresa multicast, care va IP adresa de serviciu. Ce ține despre conectivitate, o să verificăm și o să analizăm careva mecanisme de bază, destul de simple, care se utilizează pentru verificarea conectivității, cât IPv4, atât IPv6. Și o să încercăm să utilizăm și utilita Traceroute. Și o să încercăm chiar să comunicăm, să vorbim spre dânsa, cum ea lucrează și care este scopul ei și pentru ce se utilizează. Haideți să începem. Sub capitolul numărul 1. Ceea ce ține despre IPv4. Deci IPv4, cum am comunicat și acum recent, ea are, însuși adresarea, adresa are o dimensiune de 32 de bits, care este divizată în 4 octeți. Deci, un octet, un byte, are 8 bits. Ea este divizată în 4 părți, 4 octet, 8, 32 de bits sumar, are IP adresa. Deci, probabil cum toți cunosc, sistemele de calcul lucrează în format binar. Deci, în cazul dat, a fost introdus formatul de IP adresă în decimal. Într-un simplu considerent că el este mult mai ușor de înțeles pentru om. Pentru, în orice caz, formatul, orice stație comunică la nivel de rețea sau stație digitală, care este integrată în rețea, are loc comunicarea în format binar. Deci, din cauza aceasta, noi avem nevoie să cunoaștem care este tipul de convertire a formatelor dintr-un sistem în alt sistem, cum ar fi binar în decimal și, dacă vorbim de IPv6, hexadecimal. Cum are loc reprezentarea unei IP adrese V4? Deci, dacă vorbim în mod clasic, ea se reprezintă, sau când noi încercăm să o setăm, noi o scriem în format decimal. Deci, cum este reprezentat? Sunt 4 cifre divizate prin punct. Respectiv, fiecare cifră reprezintă acei 8 biți sau acel octet. Cum are loc notarea și poziționarea în genere convertirea în diferite tipuri de așa numite baze, sau să mai numesc radix. Deci aici acum este, spunem așa, pentru încălzări, a fost prezentată, cum am învățat noi și la școală, însăși poziționarea, radixul ăsta este baza în care are loc, spunem așa, convertirea. Dacă noi vorbim, spunem, de aceeași cifră, este ales aici, 1234, deci noi, în cazul dat, avem nevoie să divizăm partea de miimi, partea de sutimi, partea de zecimi și partea de unități. Menționez, noi ce vorbim despre cazul clasic, cum care nu este pentru noi cunoscut, în baza 10. O cifră simplă, care nouă ne oferă posibilitatea să o divizăm. Deci, partea de miimi, respectiv, este, dacă luăm în baza 10, este 10 la puterea a 3. Asta nouă ne oferă partea de miimi. 10 la 2 de sutimi, 10 la 1 de zecimi și 10 la puterea 0 de unități. Deci, cum se știe, orice număr ridicat la puterea 0 este 1. Dacă să ne apropiem deja de tipul binar, deci, în principiu, procedura este aceeași cu careva, spunem, nuanțe, dar deja ca radix sau ca bază, avem baza 2.
formatul binar. De ce binar? Orice stație digitală poate, în momentul când comunică în formatul binar, deci pot avea două valori, 1 și 0. Din cauza aceasta și se ia baza 2, fiindcă poate avea doar două valori. Luând în considerare că noi avem mărimea unui octet, deci dacă avem IP adresa, pentru fiecare cifră, care este separată de puncte, avem valoarea de 8 biți. Iată cei 8 biți, respectiv, nou ne dă tot o valoare maximă. Valoarea maximă în format binar pentru 8 biți poate fi 256 în format decimal. Deci valoarea de la 0 până la 255. Cum are loc convertirea din format binar în format decimal? Deci să presupunem că noi avem acei 8 biți. Bitul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toți acești 8 biți au valori. Valori pot fi 2 sau 1 sau 0. 1 sau 0, în dependență de caz, de situație. Cel mai simplu caz, dacă noi avem, spre spunem, toate valorile 0, convertirea în format decimal va fi 0. Dacă avem toate valorile 1, convertirea în format decimal va fi 255, deci valoarea maximă. Dacă să vorbim deja de cazuri particulare și cum are loc însăși convertirea în fiecare format, putem să ne aplicăm pe câteva reguli. Deci una din ea este poziționarea numărului. Deci, în dependență a câtele bit este, ne referim de la 0 până la 7, noi putem să facem felul următor. Ce ar fi bit? Să reprezint aceasta. Aici este, apropo, reprezentat. Să presupunem că, iată, aici sunt valoarea binară. Valoarea asta binară, cum am spus, poate avea două valori, sau 1 sau 0, în dependență de ce cifră este reprezentată în format decimal, dacă ne referim la IP adresă. Să presupunem că noi avem la fiecare valoare, la fiecare bit, de la 7 până la 0, este atribuit, deci, o cifră în format decimal. Cifra asta este însăși puterea, baza 2 la puterea numărul bitului. Dacă ne uităm aici ca exemplu, să presupunem că la noi, iată, ne punem la bitul numărul 1, după ordine, da? Dacă noi la bitul numărul 1, să presupunem aici, să avem valoarea 1, înseamnă că noi luăm baza 2 la puterea 1. Și noi valoarea o să avem 2. Spre spune că toate sunt 0, 0, 0, 0, 1, 0. Dacă noi avem ca valoare, deci este reprezentat, spre spune valoarea 1, 1, și restul 0-uri, în cazul dat noi avem 2 la puterea, deci baza 2, la puterea A7, noi avem valoarea în decimal 128. Punem în minte, sau ținem în minte. Următorul, ne uităm, este undeva unități. Dacă mai sunt unități, avem, iarăși, 2, baza 2, la puterea a 6. Noi avem valoarea 64. Și 128 cu 64, ne oferă valoarea 192. 192 va avea aloc, deci rezultat convertirii din binar, ăștia 8 biți, în format decimal. Să presupunem că la noi, iarăși un caz, noi avem valoarea 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 și ultima valoare 1. În cazul dat, noi avem 128, deci 2 la puterea 7, plus 64, 2 la puterea 6, omitim, și plus 2, baza 2, la puterea 0. Baza 2 la puterea 0 este 1. În cazul dat, noi valoarea să fie 193. Pentru început, este clar care are loc, cum are loc convertirea. Deci ăsta este unul din exemple. Bun. Așa. Iată aici tot sunt, în principiu, ceea ce am vorbit noi până acum la moment,
Tot aceasta s-a referit numai la însăși un octet, însăși la o singură cifră, spunem cifră decimală, care noi o cunoaștem din format IPv4. În considerație când la noi mărimea adresei IPv4 este de 32 de bits, divizată în 4 câte 8, deci în 4 octeți, câte 8 bits fiecare. Deci noi convertirea asta trebuie să facem pentru fiecare octet separat. Deci valoarea maximă poate să fie de la, valoarea poate avea de la 0 până la 255. Asta este valoarea sumară la toți biții. Să presupunem că noi avem toate aceste unități. Dacă noi facem pur și simplu calcul simplu matematic, 128 plus toate sumele astea. Și noi până în fine avem valoarea 255. Așa, un moment care nouă ne-ar oferi însăși convertirea din binar în decimal, putem să ne conducem, deci după posibilitate, asta în principiu mai mult cu practica vine, de a înțelege sau a memora, mai simplu spus, însăși valorile astea. Dacă noi vorbim de primul bit, este 128. Nu, dacă luăm de la dreapta la stânga, este bitul numărul 7. Următorul este 64, 32, 16, 8, 4, 2 și 1. I se mulțește. Are loc tot în baza 2. Deci 128 împărțit la 2, 64, împărțit la 2, 32, împărțit la 2, 16, la 2, 8, la 2, 4, la 2, 2 și la 2, 1. Iată ce sunt, apropo, careva exemplu. Valorile 1, 1 și 0 uri este 128 plus 64. Respectiv, la noi, răspunsul o să fie 192. Dacă noi avem cifra 168, la noi o să fie în format binar. Deci 128 plus, dacă noi spunem 64, respectiv, o să fie mai mare de 168, înseamnă că noi pista îl omitim, luăm următoarea valoare și o să fie 128 cu 32, o să fie 160. Dacă noi să luăm următoarea valoare, o să fie 160 cu 16, deja e prima mare de 168, o omitim. Și luăm următoarea valoare, 160 cu 8, 168. Și la noi s-a primit convertirea din 168 în binar, are așa format. Respectiv, dacă vorbim de 10, are formatul 8 plus 2. Vorbim de 11, 8 plus 2 plus 1. Eu, în principiu, din câte țin minte, chiar și cu... Sorry? Păi iată, asta așa am vrut să întreb. Deci, în momentul acela când eu am fost, când am comunicat și cu Nicu, Nicu v-a dat și un calculator pentru IPv4. Toți l-au accesat. Joacă este, era joacă ce e. Da, binary game. De ea și merge vorba. Stați un moment. Haideți să încercăm să facem careva calcule. Dați cineva o valoare, scrieți cineva o valoare în canal, de la 0 până la 255. Haideți chiar acum să încercăm să o calculăm. Să facem o careva practică, să facem deprindere. 147. Andrei a scris 147.
Nici o problemă. Avem valoare 147. Noi avem așa numite 8 unități, da? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2, 4, 6. Am adres pus, facem altfel. Să fie mai simplu, să ne curcăm. Moment. Iată așa, noi avem 8 unități. Ne referim de la 0 până la 7. Noi avem valoarea 147. Acum, în momentul acela, când la noi se primește așa că toate unitățile au valoarea 1, eu vă spun așa, careva puncte de reper, să fie simplu. La noi, ca rezultat, este 255. În momentul acela, când la noi primul bit are valoarea 1 și toți biții au valoarea 0, ce rezultat la noi să fie în decimal? Cine îmi spune? Scrieți pe canal, vă rog frumos, nu privat. Canal. Din format binar în format decimal. Deci răspunsul este 128. De ce anume 128? Aici, în principiu, am făcut șală, o reprezentare mai corectă. Facem descreștere, trebuie să fie. 4, 5, 6, 7, story. 2 l-am scăpat. Ok. Iată așa. Poziționarea biților are loc de la 7 spre 0. Deci sunt 8 biți, 8 valori. El poate avea valoarea sau 1, 1, 1, 1, 1, care e valoarea maximă. Sau pot avea valoarea, facem așa, 0, 0. Asta la noi este valoarea minimă. Respectiv e 0. Acum haideți să facem convertirea. În momentul acela, când la noi se primește că iată așa situație, primul bit este 0, restul este 1, restul sunt 0-uri. De ce la noi valoarea este 128? Răspunsul constă între ce? Că la noi este format în bază binară. Și în momentul acela, la noi, dacă așa, după numerotare a 8-lea bit, mai corect spus a 7-lea bit, are valoarea 1, deci noi îl ridicăm la puterea 7, 2 la puterea a 7 și îmi dă valoarea 128. E clar până aici, momentul. Iată, noi avem valorile, avem poziționat toți biții, de la 0 până la 7. Deci numerotarea în binar are loc de la 0. Păi iată, în momentul acela noi când valoarea aici este pozitivă, sau este 1, noi utilizăm 2 la puterea numărul bitului. De ordine. 2 la puterea 7. În cazul dat este 128. E clar? Colegi? Ok. Să presupunem că avem alt caz. Primul are valoarea 0. Aici avem valoarea, nu știu, presupunem tot 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Cine îmi spune ce valoare avem? Păi da, în endgame deja sunt înmulțite, dar trebuie să înțelegem de ce e așa și de ce nu e altfel. 20-24. Haideți să încercăm să ne uităm. Iată, ne uităm bitul ăsta. Ca loc de poziție, el la câtele este? El nu este bitul numărul 4.
Înseamnă că noi avem 2 la puterea 4. Cât este la 2? Cât e 2 la 4? 16. Perfect. Înseamnă că noi... Deci, să înțelegeți corect cum merge convertirea. La noi, dacă e 0, îl ignorăm. 0, ignorăm, omitem. Omitem. Și atât, deci începem să calculăm pentru binar. În primul rând, ne uităm la cifra asta. Ce valoare ea are în decimal? Ne uităm la poziția i, este 2 la puterea a 4 și în cazul dat, nu este valoarea 16. Ok, o ține minte. Plus, următoarea valoare noi o omitem, fiindcă ea este, spunem așa, e 0, următoarea valoare e 1. 1. Ce loc de poziție este? Locul 2. Înseamnă că noi facem 2 la puterea a doua și noi iese 4. Mai avem careva valori pozitive. Aici e 0, omitem, aici e 0, omitem și până în fin noi avem rezultatul 20. Haideți să mai luăm un exemplu. Acum noi facem din binar în decimal și pe urmă facem înapoi. Eu vă propun totodată și după recomandări la Cisco este. Deci trebuie să ne prindem să utilizăm toate. În primul rând, noi trebuie să știm care este logica și cum are loc convertirea, dar noi trebuie să ne putem să ne utilizăm și de instrumentele care le avem. Deci deschideți fiecare calculator din Windows, pur și simplu pentru verificare asta este. Apăsați View și puneți tabul Programmer. Și noi putem să facem așa. Aici noi avem formatele care lucrăm și noi putem să scriem, să presupunem 0 moment 0 decimal 20 decimale. Vă vedeți care este? Și noi îl transformăm în binar. Respectiv, dacă ele toate se încep cu 0, este să omit nici nu să scriu. Deci noi ca rezultat avem 10 100. Haideți să încercăm să luăm altă cifră. Nu știu. Ceva aleatoriu. Să presupunem 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ceva mai complicat. În cazul ăsta, aici punem 0, noi avem următorii pași facem. În primul rând, ne uităm. Începem să citim. Primul bit e pozitiv, adică are valoare. E 1? Da, e 1. Facem așa. Asta e câtele bit după poziție? De la dreapta la stânga. Asta este bitul numărul 7. Înseamnă că noi 2 la puterea 7. Scriem 128. Plus. Următorul bit luăm. Are valoare. E bit? E 1? Da. Înseamnă că trebuie să calculăm și valoarea lui. Care valoare este? A câtele număr este? Numărul 6. Înseamnă că 2 la puterea a 6 plus 64. Plus, următorul bit are valoare, nu-i nimic, îi scriem 0. Următorul bit este 1, da. Care este după ordine? Este al patrulea. Înseamnă că 2 la puterea a 4, 16. Plus, următorul bit e 2 la puterea a 3, plus 8. Plus, următorul bit e 0, următorul bit e 0 și următorul bit, deci ultimul, deci după numărul poziționar este 0, e 2 la putere 0. 2 la putere 0 este 1. Plus 1. Iată, deja colegii au scris că e 217. Haideți să ne verificăm. 128. Moment. Sorry. Formatul 128 plus 64 plus 0 plus 16 plus 8 plus 0 plus 0 plus 1. Până la etapa dată, este clar care sunt mersul, care este mersul sau care e, mai simplu spus, logica de convertire din binar în decimal. E clar sau mai facem careva exemplu?
Bun, pare bine. Haideți să facem convertirea inversă. Din decimal în binar. Scrie cineva o cifră aleatoare. Până, de la 0 până 255. 96. Ok. 96. Așa. Iarăși. Noi avem valorile. Cum au loc împărțirea valorilor date? Ne gândim așa. Valoarea maximă poate să fie 128. Ne luăm după divizorii care sunt. Și anume, să presupunem, la noi primul, dacă să luăm după numeratare, a șaptele bit, sau la, din la stânga la dreapta, primul bit, ce valoare să aibă? 1 sau 0? Da. Da, dar haideți să luăm tot la rând, să înțeleagă toți despre ce merge vorba. De ce valoarea este 0? Dintr-un simplu considerent, că noi dacă valoarea o spunem 1, la noi cifra sumar o să fie 128 sau mai mare. Cazul dat, valoarea nu poate fi mai mare de 128. Înseamnă că noi primul 0 îl omitim. Următorul bit. Dacă să fie să presupunem, să imaginăm că să fie următorul bit 1 și restul așa. Să presupunem așa. La noi valoarea care să fie? Aici este bitul. După numărul de poziționare a 6-lea, 2 la puterea 6 este 64. Așa. Ok, 64 e mai mică, 96. Dar e mai mic. Înseamnă că noi pe el îl păstrăm. E ok. Noi avem deja 64. 64. Să ne mămiți. Cât nouă ne mai trebuie că să ajungem până la 96? Noi mai avem nevoie de valoare 96 minus 64. Este 32. Luăm următorul bit. Următorul bit este 2 la puterea 5. Este la noi este 32. 96, deci 64 cu 32, la noi formează 96. Următorul bit pentru noi deja nu mai au nicio importanță, fiindcă la noi 96 a fost deja suplinit. 64, bitul a 6-lea și 32, bitul al 5-lea. 64 cu 32, 96. Haideți să mai luăm un exemplu, că să fie clar să înțeleagă toți colegii. Dați-vă o cifră oarecare, aleatorie sau random. 152, ok. Dați-vă și să facem puțin diferențiere, că sperăm să nu ne încurcăm. Așa. 152, perfect. Iarăși, la noi, mărg biții. 0, dați-i împărțăm pe toți, așa să facem. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sunt 8 la număr. Noi începem de la bitul numărul 7. Dacă noi punem bitul ăsta, noi valoarea este 128. 128 e mai mică, 152, dar e mai mic. Punem 1. Cât nou ne mai trebuie ca să suplinim, ca să ajungem până la cifra asta, la 152? Nou ne mai trebuie așa. 152 minus 128. Verificăm. 152 minus 128. Noi mai avem nevoie de valoarea 24. Dacă noi deja avem valoarea 128. Dacă noi mai punem următorul bit, 64. 128 plus 64, la noi valoarea cât o să fie? 128 cu 64, 192. Înseamnă că le ignorăm. Luăm următoarea valoare. 32, 2 la puterea 5. Deci, 128 cu 32, când la noi se iasă 160, e mai mare ca 152, înseamnă că îl lăsăm pista așa cum este, 0. Luăm următorul bit, 16, 2 la puterea 4. 128 plus 16, cât iese, pare, 144. 144. Plus 16, iată așa. Acum, minus 152, noi mai avem nevoie încă, da, aici deja îi punem 1,
Înseamnă că la noi deja noi avem 144 până aici, până la etapa dată. Și noi mai avem nevoie de careva valori ca să ajungem până la cifra 152. 144 plus cât în 52? Încă 8 unități ne mai trebuie. De fapt, al nostru este următorul bit. Următorul bit este 2 la puterea 3. Dacă îl punem și aici 1, la noi se primit valoarea 152. E clar care sunt mergi, care sunt pașii. Deci, cum? Metode de calcul sunt mai multe, dar eu mă stăruiesc să explic ceva ce aici este mai accesibil, mai înțeles. Și noi până vine avem valoarea 152. Este clar? Mai facem exemple? Tot, la toți e clar, da? Dacă nu e clar, mai bine întrebați. Bun. Și aici ține de convertire. Deci țineți minte. Și vă mai dau așa un lifehack, spunem. Primul bit și ultimii bit, deci suma primului bit cu suma la toți ultimii bit fac 255, respectiv. Noi putem să facem foarte simplu. Dacă la noi cifra e mai mare de 128, înseamnă că noi deja utilizăm primul bit. Dacă la noi cifra este mai mică de 128, înseamnă că noi începem să utilizăm următorii. Deci suma la următorii biți este 255 minus 128. Dacă noi aici avem 0 și restul 1, 1, 1, înseamnă că noi ca valoare avem 127. Da, voi ați încercat chestia dată, deci când ați făcut joaca aceea, e ok, de acord, voi deja jos, aveți valorile, răspunsurile corecte. Deci voi, pur și simplu, cu drept de faceți adunare și e ok, dar să înțelegeți de unde s-au luat valorile astea. Deci asta e important. Că și la examen, pare mi că da, era așa temă, că trebuie să dau un format sau binar sau un decimal și este nevoie să-l convertiți. Și voi, pur și simplu, să aveți o bază, să înțelegeți ce și de unde se ia. Bun. Dacă până la etapa dată nu sunt întrebări, chat cât suntem? Moment. La moment sunt 8. Dacă ne referim la momentul ca să calculăm câte hosturi sunt în rețea, iată aici noi ajungem și la tema de subnet mask. Da, să vedem dacă n-a scăpat nimic. Moment. Partea de rețea și partea de host. Bun. Mergem mai departe. Ce aici ține de IP adresă? Într-o IP adresă, adresarea IP, ea este scrisă. Deci, o IP adresă, în principiu, vă puteți să spunem așa, logic sau la imaginație, să o utilizați în două părți. Prima parte este partea de rețea, două parte este partea de host, partea de stație, așa numită. Ce reprezintă asta? Partea de rețea ne reprezintă însăși întreagă IP adresare a rețelei complete. Deci, rețeaua, de ce sunt subdivizări de rețea? Deci este o rețea mare în care fac parte mai multe hosturi, mai multe stații. Respectiv, noi dacă avem o rețea și în rețea odată noi mai avem mai multe stații, mai multe hosturi, ele pot comunica între ele. Iată, partea de rețea nouă ne reprezintă partea fixă, care ea nu se modifică, dar partea de host poate fi modificată. De ce la noi se primește așa? Dacă țineți minte, chiar din început tot spuneam că valoarea IP adresă, în cazul celea care le-am analizat, poate fi de la, simbolic, de la 0 până la 255 același. În principiu nu este chiar așa, este valoarea în genere în partea de host, dacă avem prefixul de 24, este de la 0 până la 254. Dar momentul este într-acela că partea de rețea la noi este deja fixată, se utilizează cei 3 octeți, deci 8 bits, care sunt fixi, ei nu se modifică. Este partea însăși de a rețelei.
Iar partea de bits, în principiu, noi putem să o schimbăm aleatoriu, care considerăm că avem nevoie. Să presupunem, avem IP adresa 192.168.10.10. Iată, partea de rețea, ea la noi nu se modifică, ea este comună pentru toată rețeaua, este una și aceeași. Iar partea de host, ea la fiecare stație trebuie să fie diferită. Deci asta este, deci IP adresa este unitatea, adresarea logică care identifică fiecare stație sau fiecare host care participă în comunicare pe IP. În cazul dat, adresarea logică, fiecare host este atribuită IP adresa logică care de fapt identifică partea de host. În cazul nostru este 10, la următorul calculator putem spune 11, 12, 13 și așa mai departe. Cum noi putem să o înscriem, să o asignăm? Deci, cum este la calculator? Nu știu cine a accesat, cine nu. Așa, un moment. Accesăm placa de rețea. Mai drept spus, ducem la independență, nu știu, de fapt, fiecare și ce sistem de operare are. Deci noi ducem la placa de rețea, deschidem opția Network and Sharing Center sau independență de limba care este sistemul voastră. Change Adapter Setting aici. Și în Change Adapter Setting la noi sunt, de fapt, interfețele de rețea care sunt identificate. Deci noi avem mai multe. În cazul nostru este Wi-Fi. Ca exemplu, da? Iată, la Wi-Fi, noi aici avem opțiunile. În primul rând, noi avem partea de details, partea informativă. Este informație care deja o deține placa de rețea. În primul rând, la noi, interfața care este adresa fizică, este MAC adresa, protocolul DHCP, dacă este enabled, înseamnă că asignarea este dinamică, IP adresa a fost alocată dinamic placa de rețea, ce IP adresa a fost alocată, care este masca de sub rețea, despre ea puțin mai înainte să vorbim, când a fost alocată, când a fost primită IP adresa, când expiră, dacă noi avem DHCP-ul, este alocat pe perioada determinată. Care este și deja parametri opționale. Cazul nostru este gateway default, HTTP serverul și DNS serverul în principiu îi corespund. Aceeași chestie este și pentru IPv6. Deci, ce am comunicat la lecția anterioară, partea de IPv6, acolo tot sunt câteva modalități de asignare IP adresei, o să vorbim mai înainte. Asta este IP adresa V6, așa, frumoasă. Nu știu, este sens să o menționez, să o țineți minte sau nu. Principiul. Aici este deja sunt niște opțiuni suplimentare despre care îți voi vorbi mai înainte. Și da, dacă vrem să scriem IP adresa, sorry, vă arăt. Deci unde deschidem aici? Apăsăm pur și simplu butonul proprietăți, unde avem noi stiva TCP-IP, iată asta, nu putem să o redactăm și asta la pentru IPv4, cât și pentru IPv6. La IPv4, pur și simplu, pentru IPv4 apăsăm proprietăți, sau apăsăm dublu-click. În momentul acela când la noi este pusă că să primească automat, e placă de rețea, face request-uri, cere de la DHCP server, IP adresa să fie alocată în mod dinamic. Sau noi putem să o scriem static, deci eu comandă să o scriu, fiindcă eu sunt conectat prin Wi-Fi și merge translarea. Deci noi putem să o scriem cu mâna, manual, IP-192.168, nu știu, ceva acolo, IP adresa care este, parametrii care noi socotim, îi anexăm și apăsăm OK și atunci se salvează. Deci așa noi putem să scriem IP adresa la placa de rețea. Dacă noi avem sistemă de tip Unix, acolo independență, dacă utilizați linie de comandă sau utilizați GUI sau Graphical User Interface, este în mod diferit, depinde și de sistemă. De obicei, dacă utilizați linie de comandă, este nevoie să accesați careva și fișiere și să le redactați acolo manual tot scris, IP adresările. Ceea ce ține despre routere, eu cred că puțin mai pe urmă, mai târziu o să încercăm să facem careva manipulări și acolo, laborator. Ce este masca sub rețea? De fapt, o mască sub rețea este
este valoarea aceea care nouă ne informează cât de mare este rețeaua noastră, dacă așa mai simplu spus, sau câte hosturi pot fi, câte IP adresă, ce diapazon de IP adresă este alocat pentru rețeaua noastră. De unde s-au luat același slash 24 sau aceeași de 3x255.0? După cum vedeți aici, noi dacă avem aceeași IP adresă 192, 168, 10, nu știu cât, o IP adresă de la 1 până la 254, păi iată, masca sub rețea este unitatea aceea care pe noi ne informează. Este ceea ce pe noi ne informează că care este lungimea părții de rețea și care este în format binar, mă refer, și care este diapazonul, iarăși în format binar, a părții de host. Mai precis. Primul rând, masca sub rețea, voi să o vedeți scris în format ceva de așa tip, și anume, unitățile toate la rând și zerourile toate la rând. Nu o să aveți așa caz unde să fie 1001, 1001. Așa ceva nu este. În momentul acela când se scrie masca sub rețea, noi mai întâi avem partea de unități, care ele sunt scrise toate la rând, și partea de zerouri. Ce reprezintă partea de unități? Partea de unități nouă ne spune că care valori din IP adresă nu se modifică, nu trebuie să fie modificate, iar partea de zerouri nouă ne informează care valori în IP adresă pot fi modificate sau pot avea o valoare aleatorie. Să presupunem că noi avem 192, 168, 10, 10. Păi iată, noi partea de rețea este prima parte sau primii trei octeți și noi aici avem informația despre masca sub rețea, care este scris în format 255, toate unități, 255, toate unități și 255, toate unități. Dacă noi să ne spunem, să facem legătura bit la bit, în principiu, ăștia care la noi sunt 24 de biți, prima parte, și aici noi avem tot 24 de biți. Dacă noi să luăm să-i sumăm 8 plus 8 plus 8, avem 24. Păi ea poate fi scris sau în format 255 bin decimal care la rândul său când este convertit în binar, noi numărăm numărul biților care sunt prezenți în rețea, în mască sub rețea. În cazul ăsta ei sunt 24 la număr. Iată, biții ăștia, unde este scris 0, pe noi ne informează că bitul care corespunde din partea de IP adresă nu trebuie să fie modificat. Dacă este scris 192 și aici toți sunt unități, am că gata, asta este 192 și nu se mai modifică. Mai departe, ne uităm 168 și aici sunt toate unități, gata, asta nu se modifică. Ne uităm mai departe, 10, aici toți sunt unități, 10 nu se mai modifică. Ne uităm mai departe, dacă noi avem zerouri, iată deja următorii biți, 8 biți, ei pot să aibă o valoare aleatorie. Și valoarea asta aleatorie, independent de care bit sunt, independent de situație, mă rog, cum fiecare îi scrie cum dorește, poate să aibă o valoare de la 0 până la 255, deoarece sunt aici alocați 8 biți. Să presupunem un caz când masca sub rețea, deci nu este slash 24, da, este 3 biți, este 3 octeți. Noi mai adăugăm încă o unitate. Haideți să luăm un caz, eu pur și simplu vreau să lămuresc, să înțelegeți de pe amul. De fapt, subnetarea este capitolul următor. Dar să luăm careva valori. Noi avem 192, 168, fie acolo 10, și o cifră, de la 0 până la 255. Asta pe noi ne informează că aici noi avem 255, 255, 255, 0. Asta este, dacă să numărăm numărul de biți pentru fiecare 255, asta nu este sumar 24 de biți, adică 24 de unități care merg la rând. Încă o dată menționez,
Masca de rețea, voi nu o să puteți să o vedeți de tip, nu știu, 1-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1. Nu, nici într-un caz. Ea nu se scrie așa niciodată. Toate unitățile scriu la rând, independent câte ele trebuie să fie, atâtea și sunt. Scriu la rând și pe urmă zerourile scriu la rând. Asta este o lege. Dacă ne referim la partea de subnet mask. Iată, în timpul celălalt, unde la noi scrie că 192 și 255, toți biții, înseamnă că partea asta nu se modifică nici într-un caz. Iarăși, 168 nu se modifică, 10 nu se modifică. Unde la noi este 0, deci în cazul dat la noi pentru 0, cu 0 sunt suplinente 8 biți. Iată, în cazul ăsta, la noi valoarea poate fi de la 0 până la 255. Haideți să luăm un caz, ca exemplu. Avem 192, 168, 10, tot fie aceeași subnet mask 0, dar noi prefixul îl punem slash 25. Ce presupune asta? La noi ce-s fie? Slash 25. Ce presupune asta? Înseamnă când la noi, la rând, aici noi să avem așa, 8 bits, unități, 8 bits, unități, 8 bits, unități, și următorul bit tot este unitate. Înseamnă când noi o să avem diapazonul de 7 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce valori la noi pot fi? Dați aici, scriu. Și aici la noi deja să fie alocați, deja dacă 255, noi și puțin să fie scris altfel. Dar în momentul acela, noi, iarăși dacă ne întoarcem la binarul care l-am scris anterior, iată, noi avem 8 unități, da, pentru binarul dat. Dacă noi spunem așa, că la noi, iată, aici mai este adăugat încă un bit, care pe noi ne informează precis că valoarea de rețea este sau 0 sau 1. Se presupune că valoarea de rețea este 0 și aici noi avem bitul 1. Bitul este 1, pe noi ne informează că 0 ăsta nu trebuie să modifice nici într-un caz. Și dacă la noi 0 ăsta nu trebuie să modifice nici într-un caz, valoarea maximă care noi o putem obține convertind din binar în decimal, care este? Cine îmi spune? Da, Pavel, corect. Eu, pur și simplu, eu nu scriu înainte că să nu vă duc în eroare, dar ce scris este corect. Eu mă refer anume dacă se presupune că noi avem obligațiunea, deci pe noi masca de sub rețea, noi aici mai avem un bit obligatoriu, și așa s-a numerit că la noi valoarea s-a numerit 0. Și bitul de la mască sub rețea pe noi ne informează, s-o ne obligă, că 0 să nu se modifice. El să fie fix. În cazul dat, când noi avem aceleași valori, da? Și obligatoriu, avem un octet, avem 8 biți. În aici 8 biți, noi avem o obligațiune. El poate să aibă orice valoare, la biții este cu excepția că primul bit, sau a șaptea, dacă nu am la număr, bitul numărul 7, este obligat de către masca sub rețea să fie 0. Să că la noi diapazonul de biți poate fi de la 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, până la obligatoriu primul este 0, 1, 1, 1, 1, câți aici am? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Este clară ideea sau nu? Colegi? Bun. În momentul acela, noi dacă avem toate unitățile 0, în format decimal,
Noi ce valoare avem? Zero. În momentul acela, noi când avem prima unitate 0 și ultimele unități toate 1, ce valoare în decimală noi poate fi? Perfect. 127. Păi iată, în momentul acela, noi dacă avem masca /25 sau 255, 255, 255, 128. Cum a scris Pavel? De ce 128? Din cauza că aici la noi primul bit este 1 și restul 0-uri. Și dacă o convertim iarăși în decimală, noi este cifra 128. Iată aici. Înseamnă că pe noi masca sub rețea spunem așa, ne obligă sau ne afișează, ne informează care este diapazonul rețelei. Deci noi avem rețea 192, 168, 10, 0/25. Înseamnă că la noi diapazonul de IP adresă poate fi, despre IP-ul de servicii pe urmă să vorbim, este de la 0 până la 127. Deci 128 de IP adresă. Până aici, cât de cât este clar, deci în principiu noi subnet mască o să mai studiem mai detaliat capitolul următor, dar pur și simplu vreau să înțelegeți. Pentru că el o leacă mai dificil. Dar mesajul care este? Mai facem un exemplu? Nu 63 rămân. Dacă noi avem valorile maximă de 124, facem exemplu, da? Acuși un moment. Haideți să luăm, dați o lungime, un prefix, de la 24 în sus, o cifră. Deja 25 am încercat-o, puneți altă oarecare. Iată e un. Spune una. Nu, 24 a fost. 24 deja toți o avem. Toți o știm că e de 3, 255 și 0. /29. Facem /29. În principiu că poate fi mai simplu. Ce ne spune nouă /29? /29 nouă ne spune că în masca sub rețea noi avem 29 de unități care merg la rând. Înseamnă că la noi SFIE. Spunem așa mai simplu facem. 8 de 1. Iarăși 8 de 1. Nu scriu de multe ori. 8. Unitățile. Iarăși 8 de 1. Aici noi până aici avem câte? 24 de valori, corect? 8 la 3, 24. Câte nouă ne mai trebuie până la /29? Până avea valoarea 29. Noi mai trebuie încă 5 valori. Corect. 1, 1, 1. Câte aici avem? 3, 4, 5. Iată, să înțelegeți. Aici noi avem valoarea 1, 2, 3, 4, 5. Și 3 zerouri. 1, 2, 3. Dacă o transformăm în format decimal. Asta cu cât este? Pavel, corect? Dar să înțeleagă toți colegii. Cine transformă în format decimal? Bun, corect? Corect. Ioan, în privința la valorile posibile, pur și simplu, noi în chat ce sunt mai mulți ioni, nu știu cum să fac diferențiere. Ion Cosma, valorile posibile, acum și le discutăm un moment. Bun. Până în fine, la noi este valoarea 248. Dacă noi înscriem în format de prefix, masca asta de sub rețea, la noi este /29, sorry. Dacă noi scriem în format, din cauza că sunt 29 de bis, unități la rând. Unități, 8 unități, 8 unități, 8 unități și încă 5 unități la rând. Până aici e clar. Dacă o scriem în format decimal, la noi este valoarea așa, 255, 255, 255, 248. Până la etapa asta, tot e clar. De unde s-au luat? 248, de unde s-au luat /29. Pentru tot asta e clar. Preciso?
Perfect, îmi pare bine. Mergem mai departe. Ce ne informează pe noi asta? Pe noi asta ne informează că până la punctul ăsta, deci primii 5 biți, pe noi ne informează și ne spun că valorile care au fost oferite de către rețea, ele nu se modifică. Ele nu pot fi modificate. Dacă noi dorim să oferim careva IP adresă la hosturi, noi trebuie să luăm din diapazonul ăsta. Dar în diapazonul ăsta, dacă noi avem 1, 2, 3, 4, 5 bis care deja sunt fixați, noi mai avem încă 3 valori care pot fi aleatorii. Deci, în 3 valori, noi câte valori, câte posibilități putem să avem? Putem să avem de la da, Pavel, ceea ce ține de hosturi este corect. Asta este. Răspunsul da. Noi avem valorile de la 0000, dacă avem numai 3 biți, până la valoarea 111. Ca să ne verificăm, 3 de 1 în format decimal. Ce cifră este? Cine îmi spune? Hai să ne gândim. Doi la putere 0. Este 1. Doi la puterea 1 este 2. Doi la puterea 2 este 4. Ion Cosma, corect. Noi avem 4 plus 2 plus 1. În sumă, cine oferă asta? 7, da? Dar noi am spus că formatul binar are loc sau începe de la 0. De la 0 până la 7, câte valori noi avem? Ați înțeles care este ideea? 8 valori. Bun. Hai să mai luăm, să mai încercăm un exemplu, să fie clar, să întărim. Dați iarăși un prefix sau un diapazon. În principiu, puteți să-l dați și mai mare, fie de la 20 până la 32. 27, fie 27. Iată, Ion Cosma mi-a spus, prima a scris slash 27. Hai să încercăm aici. Ce înseamnă slash 27? Înseamnă că la noi valorile fixe a unităților vor să fie primul octet, al doilea, al treilea și mai avem, dacă aici avem slash 24, mai avem următorii 3 biți. 1, 2 și 3. În primul rând, slash 27, noi dacă avem slash 27, haideți să încercăm să-l convertim în format decimal. 255, 255, 255 și slash 27 în format decimal. Cine mi spune? O să fie activ doar primii 3 biți. Corect. Ați înțeles, îmi pare bine. Este 224.
Așa. Cine informează pe noi asta? Că dacă noi, iată de aici, avem 1, 2, 3 bits, sunt fixați, noi rețeaua putem să o alocăm în dependență de situație și de arhitectură. Asta e, nu este obligator mai cât și să fie zero-uri. Poate fi 1, 1, 1, n-are importanță. Dar pe noi, masca sub rețea ne informează că, iată, biții ăștia, ei sunt fixați. Cum au fost alocați, așa, ei nu se modifică. Înseam că noi, ca diapazon, avem 1, 3, 4, 5 biți. Haideți să ne gândim. Dacă la noi primii 3 sunt fixați biți, noi avem 5 biți la dispoziție. Asta e. Noi avem valoarea 1, 2, 3, 4, 5 până la valoarea 1, 2, 3, 4, 5. Asta la noi, dacă noi convertim în decimal, noi avem valoarea de la 0. Iată, aici este 5 biți, 5 unități. Ce valoare au? Până la 31, e corect. Dar valoarea total? 32. Ați înțeles care este ideea? Încă 0 tot sucate unitate. Dacă noi vorbim de formate de sistemele de calcul, 0 tot are valoare. Deci de la 0 până la 31. Și noi total avem 32 de IP adrese. Până aici e clar, tot ați înțeles. Noi să mă repetăm capitolul viitor. Eu cred că o să facem deja mai mult practică, dacă decât ați înțeles care este ideea și mersul. Întrebări până aici? Cine are întrebări, spuneți. Nu e problemă. Repet-o, dar mai facem un exemplu. Da, Pavel, ceea ce scrie este corect, dar despre el o să vorbim puțin mai târziu, mai înainte. Bun. Dacă noi am ajuns cu masca sub rețea, ceea ce de fapt noi trebuie să studiem lecția, capitolul următor, o să vedem. Chiar poate am încercat să facem și practică. Bun, mergem mai departe. Ceea ce ține de aflarea, iată, Pavel ce a scris, noi pentru orice rețea, noi avem așa numită adresa rețelei. În cazul când noi avem o rețea clasică, 192, 168, nu știu ce acolo, o cifră, spunem 10 sau 15, 0, slash 24, sau haide să ieșesc, luăm un variant care deja este prezentat. Noi avem 192, 68, 10, o cifră, nu știu care, sau 0, slash 24. Cine informează pe noi asta? Noi avem diapazon, noi avem masca sub rețea, care nouă ne spune că, uite, primii 24 de biți sunt fixați și restul 8 biți poate avea valoare aleatorie sau în dependență de situație. Pentru rețea sau pentru orice rețea este așa numită o adresă, o IP adresă rezervată, care se numește adresa rețelei. Adresa rețelei este prima adresă din rețeaua, în dependență de ce prefix aveți sau ce subnet mască aveți, dar este prima adresă a rețelei. Ea poate fi calculată, dacă noi ne uităm iarăși în format binar, ea poate fi calculată după logica AND. Ce presupune logica AND? Cei care au studiat sau s-au ocupat cu partea de calculatoare și de sistemele de calcul, deci sunt mai multe operațiuni. Deci în cazul dat noi utilizăm operațiunea AND, aceasta pe noi ne informează că noi dacă avem 1 și 1, ca rezultat noi avem valoarea 1. Dacă noi, în restul cazurilor, în restul cazurilor noi avem valoarea 0. În cazul dat, deci noi, dacă avem IP adresa, făcut în format binar, scris în format binar, avem masca sub rețea. Noi putem să facem rezultatul operației AND între IP adresa și între masca sub rețea. Și noi avem așa, 1, AND 1, rezultat avem 1, 1, AND 1, avem iarăși rezultat 1,
unde nu corespunde 1 și 1, avem 0-uri. Iarăși, noi aici avem 1 and 1, avem valoarea 1, 0 și 1 e 0, 1 și 1 e 1, 0 și 1 e 0, 1 și 1 e 1. Și așa facem pentru fiecare octet separat. La final, noi avem rezultatul end-ului sau operațiunii end și noi ne oferă un șir binar. Iată, șirul este binar dacă îl transformăm înapoi în format decimal, noi avem o IP adresă și în cazul dat IP adresa rețelei. IP adresa rețelei, care de fapt este scris 192.168.10.0/24, iată, 0-ul ăsta, prima IP adresă, este adresa rețelei. Ca să luăm un exemplu, eu propun de a face, nu știu cum, haideți să scriem o IP adresă. Să presupunem. Așa, noi să până ce nu le ștergem. Avem așa o adresă. 192.168. Nu știu. 200. 153/25. Haideți mai întâi să o scriem în format decimal mască sub rețea. Asta este 255, 255, 255. Cât este ultimul octet? Cine îmi spune? Pavel, corect? Mai spune cineva? Da, toți cei care au scris corect. 128. Ce ne informează pe noi asta? Că în momentul acela când noi avem IP adresa dată scrisă, sau rețeaua dată, mai corect spus, la noi primii 25 de biți sunt fix. În momentul acela când noi avem cifra 153. Dacă 153, îl transformăm în binar. Cum e la noi să arăți? Și în binar. Valoarea este asta. Să o scriem. O scriem să nu pierdem timp. Să-mi vreau să vă arăt anume care este logica. Este 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Așa. Asta este la noi un octet. Scris în format binar. Dar în momentul acela când noi avem masca /25. Da? Care din biții ăștia la noi sunt fix și nu se modifică? Cine mi spune? Corect. În cazul dat, la noi nu se modifică bitul ăsta. El este fix. Aici este bitul care aparține rețelei și el nu se modifică. Toți au înțeles? Da, Pavel, ești corect. Pare bine că ai înțeles conceptul. Cazul dat, la noi, aleatoriu sau pot fi modificați restul biților, restul 7 biți. Dar restul 7 biți, deci, în cazul dat, dacă noi avem valoarea, primul bit, obligatoriu trebuie să fie fix. Și noi, la noi, poate fi modificați restul 7 biți. În format decimal. Deci, în primul rând, la noi, valoarea poate fi de la 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, până la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ce valori la noi poate avea? De la ce până dacă vorbim în format decimal? Respectiv, dacă noi avem cifra dată, în binar mă refer, și o convertim în decimal, la noi valoarea este de 128. Înseamnă că de la 128 la noi are loc începutul adreselor și, cum am spus, dacă aici sunt unități, înseamnă că este valoarea maximală 255. Până aici este clar? Momentul. La toți? Înseamnă că noi avem rețeaua, iată, dar cum am spus, că adresa rețelei este prima adresă care poate fi alocată pentru însăși toată rețeaua. Dacă noi avem rețeaua 192, 168, 200 și am spus că valoarea poate fi de la 128 până la 255, iată 128 de fapt și este prima adresă. Și deja putem scrie prefixul slash 25. Sau putem să scriem sub netmask, putem să scriem format decimal. Și deja valorile IP adreselor încep de la 129 până în sus, până în cap. Dacă aici este clar, mergem mai departe. Lungimile prefixelor. Ceea ce povesteam acum, dar haideți să vedem puțin așa mai șată. În dependență de ce mask sub rețea noi avem, așa lungime de prefix avem. Deci cifrele astea, lungimea prefixelor, pe noi ne informează câte unități sunt prezente în masca sub rețea. Și cum am spus inițial, să țineți minte momentul. Niciodată nu puteți să vedeți mască sub rețea de tip 1001, 1001. În primul rând scriu unitățile, iar să scriu zerourile. Dacă avem slash 8, înseamnă că noi avem diapazonul adreselor în dependență de ce rețea este, înseamnă că noi pot valora, iată, trei octeți. De la 0, 0, 0, dacă vorbim decimal, până la 255, 255, 255. Avem un diapazon foarte mare de IP adresă. Dacă avem diapazonul rețelelor de tip slash 16, înseamnă că noi, iată, prima parte este fixă, nu se modifică, iar IP adresele care pot fi modificate este de la 0000 până la 255, 255, 255, 255. Iată, așa noi, datorită la mască sub rețea, avem diapazonul rețelelor. Dacă să vorbim, deci noi am vorbit în principiu de o rețea, de adresa rețelei și mai este încă așa numit un broadcast address. Pentru fiecare rețea sunt două adrese rezervate. Asta este pe adresa de rețea și este pe adresa de broadcast. Restul adreselor, ele pot fi utilizate pentru hosturi. Sau fie hosturi, sau fie routeri în rețea, sau în dependență de sarcin. Deci poate fi, de exemplu, un router și restul calculatoarelor. Deci, țineți minte, în momentul acela, când noi avem un prefix, un slash, da? Presupunem același slash 24. Înseamnă că partea de rețea la noi este fixă, dar partea de host la noi poate fi modificată, sau are o valoare aleatorie. Valoarea este de la 0 până la 255. În cazul dat la noi deja prima adresă, adresa 0, este rezervată ca adresă de rețea. Adresa 255 se consideră IP adresă de broadcast. Broadcast mă refer la adresarea către toate hosturile care se află în aceeași rețea. Restul IP adreselor pot fi alocate la stații. În cazul dat, de la 1 până la 254. Deci, în orice caz, când voiți să aveți un careva prefix, voi calculați, atât cum am calculat la slash 29, cele 8 adrese. De fapt, da, în slash 29 sunt dedicate 8 adrese de rețea, dar utilizabile pentru hosturi pot fi doar 6. Deci, este formula. În momentul acela când voi analizați și vedeți câte IP adrese pot fi în rețea, total, sumar, minus 2. 2 este sunt adresa de rețea și adresa de broadcast.
Să presupunem că avem /25. În /25, la noi câte IP adrese poate fi? Poate fi 124 de adrese. Oh, sorry, 128 de adrese. Câte utilizabile sunt? Cine scrie? Cine spune? Da, 126. Și vă mai dau așa un, nu știu, un life hack sau așa o înțelegere, să fie mai simplă. Dacă se ne întoarce puțin înapoi. Da, iată aici. Să presupunem că avem masca /24. 24 de biți sunt fix. Dacă noi adăugăm o unitate, o să fie /25, nu, care este așa, la /24, noi avem diapazonul de 256 de IP adrese. Așa, avem diapazonul de 256 de IP adrese. Dacă noi schimbăm masca sub rețea și adăugăm un bit, automat, la noi, diapazonul de IP adrese se împarte la 2. Ați observat că este 256, dacă adăugăm /25, noi avem 128. Minus 2, respectiv, avem 126 de hosturi disponibile, IP adrese de host. Dacă noi mai adăugăm în combit, o să fie deja /26. Păi atât /26 pe noi ne informează că, de fapt, încă un bit nu se mai modifică și diapazonul deja nu este 128, este 64. 64 minus 2, asta să fie 62 de IP adrese utilizabile. Este clar ideea? End? Pavel, dacă cinstit, nu mi-e clar ce-ai scris. Nu, 256, corect. De la 0 până la 255. Asta Andrei, dacă m-a întrebat. Noi vorbim, noi lucrăm în, pentru Andrei, noi lucrăm în format digital, deci valorile se consideră de la 0 până la 255. Și dacă luăm 2 la puterea a 8-a, 8 biți, avem valoarea 256. Și minus 2 hosturi, deci 200, din 256 scoatem 0 și scoatem 255, înseamnă că noi avem valoarea de la 1 până la 254. Întrebarea lui Pavel. Sunt maximum /32 mask. Pavel, te referi dacă avem prefixul /32? Asta? A, da, da, în principiu așa ies. Da, dacă luăm după host, în dependență de, aflăm diapazonul de IP adrese care este și minus două hosturi. Aceste două hosturi sunt cele de serviciu, care am spus, este broadcast-ul și este IP adresa de rețea. Dacă ne referim, presupunem că la noi este așa situație că noi avem subnet mask-ul /32. Ce presupune asta? Asta înseamnă că la noi avem o rețea, de fapt, cu IP adresă, mai corect spus, care este scrisă, să spunem acela 192.168.10.10, da? Și dacă noi avem mască sub rețea /32, deci toate unitățile au valoarea 1, înseamnă că la noi, de fapt, disponibil este o singură IP adresă. /32 presupune că este disponibil doar o singură IP adresă. Ion, te referi la /32? Nu pot fi hosturi.
Asta își presupune că pentru slash 32 este disponibil doar un singur host. Pavel, ceea ce ține de formule de calcul, ele sunt în principiu care fiecare cui și cum is, care și cum înțelege. Sunt unele persoane care, în genere, metodele care sunt mai complicate, le înțeleg mai ușor. Asta depinde deja de însăși de persoană. Eu mă stăruiesc să explic pe un limbaj cât se poate mai explicit pentru toți. Bun. Dacă ne referim la masca de subrețea, în principiu, cred că cam asta este. Să ceruși calculatorul. De fapt, l-am arătat cum se scrie. Bun. Până la IP adresări și mască sub rețea. Pentru toți tot este clar? Sau mai sunt careva întrebări? Ceva mai facem în practică? Bun. Ceea ce am spus în principiu și la când scriem IP adresarea, la placa de rețea noi putem să o setăm sau manual, o scriem cu mâna, sau putem să o setăm dinamic. Deci, când punem bifa la obtain dynamic, în dependență dacă noi avem serviciu sau serverul de HCP în rețea, despre o să discutăm mai înainte, probabil următoarele capitole, dacă noi avem serviciu de HCP, el nouă ne oferă posibilitatea să alocăm dinamic IP adrese pentru hosturi, pentru calculatoarele în rețea. Este o modalitate mai comodă. Așa. Ceea ce ține de comunicări pentru IPv4. Similar cu celelalte, aș spune, protocoale, IPv4 are comunicări de tip unicast, broadcast și multicast. Dacă să vorbim de IP adresa unicast, logica în principiu este aceeași care s-a păstrat. Noi avem strict sursă, avem destinație, avem comunicare directă, de la sursă spre destinație. Dacă vorbim la nivel de IP adresă. În cazul dat, IP adresa 172.16.4.1 comunică direct cu 172.16.4.253 și respectiv vine înapoi răspuns. Comunicare clasică, standardă, unicast. Dacă vorbim de același broadcast, iarăși, comunicarea broadcast este comunicare de la o sursă la toate nodele existente în rețea. În cazul dat, deci broadcastul are destinația 255, 255, 255, 255. Deci, mesajul este transmis de la sursă spre destinație. Da, și în format. Deci, dacă convertim în format binar, deci toate valorile au unități. IP adresă de multicast. Similar ca și la Ethernet, Layer 2, comunicare de la o sursă anumită cu careva hosturi anumite care fac parte unei grupe. Cum și-am spus anterior, pentru adresele de multicast este rezervat un diapazon de serviciu de IP adresă care are valoarea de la 224.0.0.0 până la are diapazonul de la 224.0.0.0 până la 239.255.255.255. Deci asta este de fapt o cât nu este, este 16/4. 224.0.0.0/4, asta este diapazonul dedicat pentru comunicare de multicast. Ce putem noi să spunem despre tipurile de IP adresă? În general, pentru IP, când a fost implementat IP adresele prin anii 80, s-au considerat că ele sunt multe și, în general, ele au fost implementate pentru așa numit ARPANET, deci o companie, să spunem așa, o direcție militară din SUA, care la rândul său a avut o dezvoltare și a fost deschis standardul și oferit pentru utilizatorii, persoanele fizice, fie juridice, a fost deschis pentru utilizare în internet. În momentul acela când au fost publicate sau au fost deschis standardul IPv4, IP de comunicare,
principiu și s-a înțeles că ele sunt, s-au înțeles că sunt careva neajunsuri. Unul din neajunsuri a fost acela că ele sunt puține. Dacă să vorbim de ziua de astăzi, IPv4 adrese deja mai mult nu mai sunt. Ele au fost toate alocate. Sunt o parte de IP adrese care sunt rezervate, dar restul care au fost publice și au fost alocate, ele au fost alocate în noiembrie, anul trecut, 2019. Deja nu mai sunt IPv4 IP adrese. Oricum, ca un mecanism care nou ne-a oferit și până acum noi îl utilizăm, ne oferă o posibilitate de a utiliza mecanismul IPv4, asta este separarea lor sau dedicarea unui diapazon de IP adrese care de fapt nu este rutabil în internet. Noi putem să le utilizăm fiecare în rețelele noastre, fie locale, fie de întreprinderi, fie de enterprise sau unde avem nevoie. Și utilizând așa mecanisme ca cum ar fi Network Address Translation sau NAT, despre care să vorbim înainte, să avem acces, să avem conectivitate în internet. În așa caz a fost definit așa numitul RFC, Request for Comment, cu denumirea 1918 sau cu codul 1918. Ce spune asta? Asta nouă ne spune că a fost alocat un diapazon, mai drept spus 3 diapazoane de IP adrese, care ele nu se rutează în internet. Ce înseamnă nu se rutează? Dacă noi să încercăm în internet să anunțăm IP adresa noastră, privat, care o avem la calculatorul nostru, local, ea, niciun provider, nimeni nu o să fie acceptată. Pentru asta, ele își se numesc IP adrese private. Deci, în rețeaua locală, noi, în principiu, putem să ne alocăm orice diapazon, orice IP adresă din diapazonul dat. Și ele sunt 3 diapazoane sau 3 blocuri de IP adrese. Este un /8, un /16 și un /12. Deci, dacă noi vorbim despre IP adresele private, ca /8, la noi este 10.0.0.0/8. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi avem valoarea de la 10.0.0 până la 10.255.255.255. Asta este IP adresă privată. Noi în rețeaua noastră putem să o alocăm dorim. Și cu prefixuri, cu subneturi care noi dorim. De la /8 până la /32. Doilea diapazon este 172.16.0.0/12. Respectiv, diapazonul rețelilor este de la 172.16.0.0 până la 172.16.31.255.255. A treilea bloc este 192.168.00/16. Respectiv, diapazonul este de la 192.68.00 până la 192.68.255.255. Deci, cum vedeți, /8, dacă ne referim la masca de sub rețea, noi ne informează că, iată, primii 8 biți, ei nu se modifică. Restul pot fi modificați. Ca rezultat, noi avem diapazonul ăsta, de la 0 până 255. /12, pe noi ne informează că dacă facem convertirea în format binar, primii 12 biți nu se modifică. Și în cazul dat, noi avem diapazonul de la 16 până la 32, de fapt. Până la 32. Și avem a treilea diapazon, care pe noi ne informează că este /16. Și în cazul dat, noi avem așa. Fixați primii 16 biți. Ce reprezintă asta? Primul octet, 8 biți și aceștia 8 biți. Aceștia sunt fix, nu se modifică. Restul pot avea valoare aleatorie. Aici tot împreună, aici sunt 3 blocuri, de fapt, se numesc că fac parte din RFC 1918. Oricine care dorește, își setează în rețeaua locală pe adresa de tipul dat, când accesează internetul sau în regulile din NAT la router, setează că se facă NAT de la sursa, de la diapazonul ăsta către IP adresa publică care a fost alocată de către provider și are acces la internet fără nicio problemă. Cu RFC 1918 totul este clar.
scopul lor, deci scopul lor a fost între aceea că, care este sensul, din ce cauză a fost alcătuită asta. Fiecare în rețeaua locală poate să-și să aibă aceleași IP adrese. Ele pot fi dublate. Nu e o problemă. De exemplu, la mine, spre spunem, șede 1.0.24.92.68.1.0.24. La vecinul meu, 192.68.1.0.24, la 2, la 3, la 4, la cine vrei, poate fi aceleași IP adrese. Pur și simplu, în momentul acela când merge accesarea spre internet, în internet, el vine din altă, din altă sursă. Asta este datorită mecanismului NAT. Dar însă diapazoanele de IP adrese, ele au fost special rezervate pentru utilizări private. Fiecare poate să utilizează din diapazonul ăsta ce, ce prefix dorești sau ce IP adresă dorești. Până aici e clar? Bun. La fel, au fost alocate așa blocuri sau diapazoane de IP adresă pentru dedicații speciale. Despre loop back, în principiu, noi am comunicat. Este un diapazon de IP adresă. Nu prea înțeleg pentru ce așa multe au fost alocate, de fapt. IPv6 puțin s-a modificat. Deci tot ce se începe cu 127, e la 000 până la 255.255.255, este diapazonul de IP adresă dedicat pentru loopback. Loopback asta este interfața internă. În momentul acela când se activează stack cu TCP/IP la calculatorul nostru, în principiu, ei este pentru verificare. Deci unde voi să vedeți 127 și ceva, este, asta este IP adresă de loopback. Diapazonul de IP adresă link local, sau așa numită APIPA. Da, iată, văd și aici este scris. Pentru ce asta a fost creat sau inventat? În momentul acela, spre spune că noi avem o rețea locală, care de fapt calculatoarele toate sunt conectate într-un switch, și noi la calculatoare avem 10-20 calculatoare, nu importă, la ele nu este setată IP adresa statică. Le spunem că la ele, by default, în același Windows-uri, ele primesc IP adresa dinamic prin DHCP. Și în rețeaua locală nu avem serverul DHCP sau calculatorul nu ajunge la el. După un timeout, după o perioadă când calculatorul vede că nu primește IP adresa, sau hostul nu vede că nu primește IP adresa, el încearcă singur să-și aloce o IP adresă de rețea ca să aibă o careva comunicare, măcar cu hosturile celelalte care sunt în același segment. Iată diapazonul de IP adresă este de tip 169.254.0.0.16. Automatic Private IP Addressing. Deci calculatorul nu a primit IP adresa, deci el nu are setată o statică, o IP adresă statică. El de la DHCP server nu a primit IP adresa, dar pentru careva comunicare cu hosturile locale, el încearcă singur să-și anexeze o IP adresă din așa numit APIPA. Să presupunem că noi avem 2, 3, 4, 5 calculatoare, sau aceleași 20 de calculatoare, care sunt conectate în același segment. N-au IP adresă statică setată. Nu este DHCP server sau el nu răspunde. Calculatoarele singure își anexează IP adresă din diapazonul ăsta, destul de mare diapazon, și ele de fapt pot comunica între ele. IP adresele n-au acces la internet, respectiv nu putem face careva manipulări, mai avansate care noi suntem deprinși de obicei, dar comunicarea între dânsele este la nivel de IP. Aceasta se datorează la așa numită IP post 69.254.0.0.16. Deci, și pentru practică, dacă o să aveți cazuri, deci tare des mai întâmplă. Sunt persoane care încearcă să verifice disponibilitatea IP adresă și zice, ei, dar eu am primit IP adresă greșită. Primesc IP adresă 169.254, nu știu cât acolo. Să nu înseamnă că tu o primești, să înseamnă calculatorul sunt cuștit sau generatul lui. Asta înseamnă că nu primești IP adresă. Bun. Și un alt diapazon de IP adresă, care tot a fost rezervat, așa se numește testnet. Ce este asta și pentru ce a fost oferit? Dacă simplu spus, asta a fost diapazon alocat în scopuri didactice.
Ca să nu se întâmple că sunt scrise careva documentații sau sunt scrise careva cărți, unde sunt oferite exemple de IP adrese. Nu se primească așa că o scrisă IP adresa cuiva care la moment o utilizează sau este proprietarul IP adresei. Și spunem așa, să nu se supere persoana sau organizația ce e. Pentru așa scopuri a fost alocat un bloc de IP adrese, nu un bloc, deci sunt mai multe. Două blocuri, probabil sunt mai multe, de IP adrese care sunt pur și simplu destinate pentru documentație, pentru scrierea documentelor, unde pot fi alocate sau pot fi prezentate ca exemplu. Deci, în principiu, asta este. Pentru IPv6, apropo, tot este în diapazon, despre el vorbim mai înainte. Dacă să vorbim despre adresarea de tip class full și classless, în anii aceiași 80, a fost implementat IPv4, nu merge ideea sau implementarea măștii de rețea, cum noi o cunoaștem acum și despre care am vorbit. Erau pur și simplu făcute clasificări sau clase de IP adrese și se aloca pentru rețea, se aloca tot clasa. Toată clasa și presupune. Dar noi erau atunci trei clase de IP adrese. Asta era clasa A, clasa B, clasa C. Clasa A, slash 8, clasa B, slash 16, clasa C, slash 24. În principiu, diapazoanele, și de unde s-a luat logica, deci, nu știu dacă era, iată aici este arătat. S-a luat pur și simplu, deci, dacă, ca să ne verificăm, s-a luat după bits, după formatul binar. Deci, primul bit obligatoriu să fie 0 și restul poate avea valoare aleatorie. Asta este clasa A. De la 0000 până la 127, unde toate valoarele sunt 1. 127, 255, 255, 255. Clasa B este 1, 0 și restul poate avea valori aleatorii. De la 128 până la 192. Până la. Deci 191, 255, 255, 255. Și așa numită clasă C, unde este valoarea 110 și restul pot avea valori aleatorii. Asta, atunci era așa situația că s-a decis că se utilizează așa numit class full addressing, când era o rețea, la toată rețeaua se anexa slash 8. Sau la toată rețeaua se anexa slash 16. Odată deja, după ce s-a înțeles că într-adevăr IP adrese, ele se utilizează irațional, a apărut așa noțiune care se numește classless. Classless, asta nouă ne oferă posibilitatea, așa mai simplu spus, de a subneta sau de a împărți pe subneturi sau pe diapazoane mai mici IP adrese. Așa numitul classless CIDR, Classless Interdomain Routing. Deci, segmentarea diapazonelor de IP adrese în diapazoane mai mici. Noi putem să setăm la diferite rețele blocuri mici de IP adrese, care după când, la rândul său, putem să le rutăm, să le facem comunicarea între ele. Așa, și aici ține despre clase. Da, și aici, în principiu, este sumarul pentru class full addressing. Deci, aici este arătat și argumentat că ele se utilizează irațional. Ceea ce ține de alocarea IP adreselor. Cum am spus, sunt organizații internaționale care se ocupă cu gestionarea IP, în genere, a parametrilor de rețea, protocoalelor, inclusiv și IP adreselor. Așa numită este organizația IANA. Și pare mi că v-am transmis vouă. Așa numită organizație IANA. Transmis link-ul. Ea se ocupă cu gestionarea mai multor servicii, cum ar fi numele domeniilor, resurselor, protocoalelor. Și dacă ne ducem la IP adrese, încercăm să vedem, nu știu dacă găsim. Deci, care este momentul aici?
Inițial, când au început să fie alocate IP-adresele, sau într-o parte, sau de fapt aici este, da, au început să fie alocate IP-adresele, fac-o, oricine putea să adreseze la ea, n-aș spună că, iată, eu am nevoie de IP-adresă, sau am nevoie de un bloc de IP-adresă, ele la rândul său erau alocate. După cum la rândul său au început să crească, așa spus, sarcina, să crească cerințele, Iana a decis să facă așa numite organizații, să facă subgrupe de organizații care se ocupe cu sarcina dată. Și ele au fost răspândite așa, pe așa numite continente, pe zone. Dacă să vorbim de cele 5 organizații, împărțite pe tot globul pământesc, asta este așa numit ARIN, pentru America de Nord, LACNIC, America de Sud, deci AFNIC pentru Africa, APNIC pentru partea euroasiatică, deci pentru Australia, mai corect spus, și așa numitul RIPE Network Coordination Center este registru, deci sau așa numitul RIR, nu știu ce e asta, care ocupă zona de Eurasia. Deci, respectiv, noi dacă suntem în zona Europa, deci registratorul nostru este RIPE. Aici noi putem, în principiu, să vedem despre alocarea IP-adreselor, care sunt spațiile și registrările. Dar, registrul global, care era inițial, era condus de către Iana. Deci, cum am spus, e... luând în considerație creșterea sarcinii, s-a decis de a face așa numiți registratori regionari, așa numiți RIRI. Păi iată, pentru fiecare parte a globului, așa numiți RIRI, aici sunt care v-am spus acum. Cazul nostru este RIPE. Este Regional Internet Registry. Scrie aici. Da, iată. Regional Internet Registry. Deci, în momentul acela, când este nevoie de careva resurse, organizațiile sau service providerii, mai des, se adresează la, sau direct la RIR, de fapt, mai rar caz, sau dacă sunt organizații mai majore, cum ar fi service providerii, de exemplu, ce ești la noștri din Republică, sau prestatori de serviciu de internet, ei se adresează la așa numite suborganizații care se numesc LIR-uri. Local Internet Register. Așa un moment să vă zic clar despre ce merge vorba. Deci sunt organizații, spunem așa, mai mici ca RIR-ul, dar care acoperă câteva sau țări, sau au o zonă de răspândire mult mai mare. Și ei sunt subalterni la RIPE, la RIR, care respectiv desprimește o ierarhie. Deci este IANA, sunt RIRI și după RIR deja sunt LIRI. Deci Local Internet Register. Da, iată unde scrie. Și deja la rândul său, dacă sunt service provider, și acum avem și noi, țară, ei se adresează la LIR și fac request-uri sau fac cereri de parametri, să o spunem așa, cele și IP-adrese. În modul acela când este, deci dacă să mergem puțin mai înainte, dacă este un service provider, în momentul acela când el cere resursele, sau diapazonul de IP-adrese, lui automat îi se alocă și un ASN, deci protocolul de comunicare de internet, care este protocolul de rutare dinamic, este BGP-ul. Border Gateway Protocol. Deci, pentru a fi integrat la nivel mondial, el are nevoie, la nivel din structură, are nevoie să fie însăși alocat și un ASN, Autonomous System Number. Despre el o să vorbim mai înainte. Deci, în momentul acela, când se alocă diapazonul de IP-adresă, se alocă și un ASN. În momentul acela, când providerul
utilizează protocolul BGP ca să anunță prefixurile sau diapazoanele de IP adrese publice în internet. Cum am spus, pentru IPv4 deja sunt epuizate. Aici nu putem să vedem IP adrese care au fost rezervate. Un moment. Last updated. Aici, în principiu, este informația despre diapazoane. Aici este, în principiu, chiar și recovered. Diapazon. Cei care s-au dezis și au întors înapoi. Cum asta are loc? În primul rând, dacă este nevoie de a căpăta sau de a face rost de diapazoane de IP adrese și de același ASN, deci AS, Autonomous System, deci este nevoie de a completa un șir de documente, de cereri, cu argumente pentru ce noi avem nevoie și pentru ce nouă ne trebuie, și plus o taxă anuală, care este de circa câteva mii de dolari. Și în baza la asta, noi putem să obținem cele cerute. Acela este același AS, numărul AS-ului și diapazonul de IP adresă. Și datorită la asta, noi putem să publicăm sau să redistribuim în internet prefixele noastre. Asta, în principiu, este parte mai mult spusă pentru service provider, dar ca să aveți o careva concept, să înțelegeți cum are loc răspândirea IP adreselor. La rândul său, service providerii, deci ei sunt împărțiți în câteva tiruri, sau spunem așa, cât de majori sunt providerii care fac service provideri care fac interconectarea de în rețeaua internet globală. Deci tiruri este tier 1, sunt service provider care în principiu ei sunt tot de puțini, care au interconectare intercontinentală. Deci tier 1 sunt acele organizații care au conectivitate directă între continente și cu alți tier 1 provider. Spunem așa, ei sunt cei mai majori mondial. Sunt, pe urmă, este următoarea etapă, este tier 2. Sunt provideri mai mici, care de obicei se conectează la tier 1 și respectiv au conectivitate spre internet. Și sunt așa mai mult provideri mai mici, care sunt de tier 3. Respectiv, ierarhii se conectează la tier 2 sau, în principiu, în zilele noastre, pot fi conectați direct și la tier 1. Dar asta deja este o parte comercială. Cum să înțeleg, așa, conectează. Până aici, careva întrebări, neclarități. Deci? Nu. Tier 2 sunt cei care fac, mă refer la răspunsul lui Andrei. Nu este tier 2. La noi sunt tier 2, nu cred, fiindcă ei nu au conectivitate cu... De fapt, eu nu știu. Depinde de ce conectivitate au ei. Cât e de majoră rețeaua. Dar nu cred. Bun. Partea a doua la noi este IPv6. Hai să vedem ce avem noi înainte. Așa, colegi, eu propun, eu știu, o pauză de 5-10 minute.
dacă sunteți de acord, și încercăm să facem o IP pe 6. Acum este 8.45, la 8.55, e ok? 15 minute, la 8.50? Am înțeles, la 8, da? Toți sunt de acord. Pe lângă laboratoarele cele, dar cu IPv6 lăsăm pentru lecția următoare. Așa, un moment. Lăsăm așa. Eu propun, în primul rând, laboratoarele care sunt pentru capitolul dat, eu le pus pe canal, pe Drive, dar acum, să încercăm să facem ceva în practică, să ne prindem, deschideți laboratorul cel care l-am transmis eu, este doar un template. Și încercăm ceva să facem. Stațiile este calculatorul am pus în principiu pentru încercarea de conecta prin consolă, în momentul când face careva manipulări pe pe echipamente. Haideți să facem laboratorul, din câte vedeți, eu am scris în principiu IPv6, IP adresă. Pe este până ce le ignorăm, încercăm să facem adresarea de tip IPv4 pentru stație și încercăm pur și simplu să facem o comunicare de bază între rețea la nivel de IP, între calculatorul PC0 și fie PC3 sau PC4, între calculatoarele date. Haideți să începem la ceva de bază. Până ce la nivel de switching facem nimic, în principiu, aici lăsăm așa cum este. Dacă la noi este, comutarea deja este. Dacă la noi vorbim despre IP adresare, lucrăm cu routerele. Așa, un moment. În momentul când noi lucrăm cu routerele, le accesăm. În primul rând, haideți să facem o careva configurare de bază. Tot e pornit, tot e ok, da? S-a deschis fișierul, file-ul care l-am transmis. În drive, nu pe mail, în drive. I-am oferit link-ul la Google Drive. Ai acces la el? Încercați să-l accesați. Eu ce-am făcut în principiu o mapă în care periodic mă doresc să adaug câteva fișiere, independență de laboratoare, de ce facem și parcursul completez cât pleacă. Ion, dacă dorești să accesezi mapa news, în mapa news este sesiunea 6, acolo este laboratorul. PKT la bun. Spuneți că nu reușit.
Șana, Ion, Cosma, verific. Restul? Netsoft News, sesiunea 6. Perfect. Așa, porniți? Bun. Care sunt careva configurări de bază care noi trebuie să le punem pe echipamentul nostru? Cine îmi spune? Și vă rog, dacă puteți scrieți pe canal, știi toți colegii, să facem o comunicare comună. Parola e ok, dar în primul rând se recomandă de a seta un hostname. Nu ne considerați că noi avem două rutere? Noi, de fapt, când se zbutează automat, este router și router. Și noi nu știm din principiu cu care lucrăm. Cazulat, noi dacă suntem pe router 2, așa numitul, dăm un hostname. Comanda inserarea comenzii este așa. Configure terminal. Name și dăm denumirea ce este și în pachet 3. Scriem router 2. R2. Da. Și pe Pavel ești corect. A doua etapă care se recomandă. La enable noi dorim să facem secret enable password nu enable secret, cred că țineți minte ce este asta. Scriem Cisco totodată creăm un username cum ar fi username este Cisco, eu alocăm privilegiu de fapt nu alocăm privilegiu, scriem doar Cisco și creăm secretul Cisco 1, 2, 3. Haideți să fac și eu aici așa un document. Așa. Ce mai punem noi aici? Noi în console îl configurăm.
Scriem o parolă și o aplicăm. Că ies la, la accesare să ceară parola dată. Așa. Mai departe. Configurăm așa numitul Line VTI. Pentru ce nouă ne trebuie Line VTI-ul? În cazul dat, cine îmi spune? Și ce corect e ON pentru acces la distanță? Și ce protocoale noi putem să le utilizăm pentru Line VTI? Așa, perfect. Toate comenzele se care le scriu acum, eu pe urmă să le pun tot pe, pe drive. Și la necesitate, cine dorește, se poate să le analizeze. Acum facem o configurare de bază care este la echipament. Așa. Ce am făcut? Am pus hostname, enable secret, username Cisco. Așa, 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 așa. Un moment. Și încercăm să punem un banner simplu. În principiu, eu parem că cineva la mine erau niște banneri așa mai frumoase. Când o să fac rost, o să le pun tot pe drive. Așa, până aici este configurare minimală de bază. Până aici tot este clar, da? Până la etapa dată. Sunt careva întrebări la cineva? Ok. Așa. Haideți noi să ne uităm la totuși așa numitul design a rețelei noastre. Să fac mai mic, dacă reușești. Așa. În principiu, cum am spus, de ce la noi aici sunt cu verzi, aici sunt cu roșii? By default, de la uzină, din cutie, pentru switch toate porturile sunt deblocate. De fapt, aici la switch-ul de deblocat portul, doar din cauza că, by default, la rutere din uzină, din cutie, sunt blocate porturile, aici noi avem roșu. Hai să mai întâi să facem felul următor. Setăm IP adresele pe stații, pe hosturi, pe calculatoare, ca să ne fie pe urmă mai simplu și să nu ne complicăm. Asta mergi pur și simplu, este în altă rezoluție. Iată așa. Îi setăm IP adresa 192.168.0.2. Ion, nicio problemă. Dacă nu reușește, eu, oricum, toate chestiile pe care le facem, deci în ce mă refer la configurarea routerului, eu o să salvez într-un fișier și să o pun pe drive. De acum, pur și simplu, punem IP adresele statice la calculatoare. La routerul nostru, la noi aici o să fie IP adresa 01. Și aici ce o să fie respectiv IP adresa pe interfața asta, mă refer la ea, 10. Înseamnă că ce o să întâmplă la noi? Eu la calculatoare IP adresa, dar fără gateway,
calculatoarele să aibă posibilitatea să comunice numai cu dânsele, între dânsele și nu mai mult. Pentru ce nouă ne trebuie gateway-ul? Cine ne spune? Care este sensul la default gateway? Mult corect. Toți au scris corect. Ați înțeles sensul. Punem default gateway. Și aici punem IP adresa similară să fie ca la toți. Scriem până ce static. 6803. Așa, până aici am ajuns. Facem prima parte a rețelei. Bun. Până ce facem doar segmentul ăsta. Ne ducem la router. Deschidem. Așa, deja avem configurare de bază. Să vedem mai întâi ce interfețe sunt aici. Punem mouse-ul, cursorul aici și vedem că interfața fizică a routerului care se conectează spre rețea este gigabit 000. Interfața fizică care se conectează la celălalt router este gigabit 001. Ce facem noi? În primul rând, ca să vedem ce interfețe sunt pe router, care pot lucra cu IP adresa, punem așa comandă show IP interface brief. Și atunci noi vedem interfețele. Da, să vă găsești un fișier. Asta este comenzile de verificare, de analiză, dar file-ul să-mi spun însăși configurarea. Noi vedem interfețele date. Cum am spus, pe interfața gigabit 00 este interfața care este conectată spre rețeaua locală și pe ea punem IP adresa 192.168.0.1. A zis și făcut. Configure terminal. Accesăm interfață. Gigabit 000. Enter. Noi cum suntem în configurarea de interfață. În primul rând, recomandarea mea este setat o descriere. Descriptions LAN 192.168.0.0. E așa. Descrierea o puneți la dorința voastră. Eu și setăm IP adresa. IP adresa. 192.168.0.1. După ce setăm IP adresa, obligatoriu să cerem subnet mask. Subnet mask se scrie în formă decimală. Deci 255.255.255.0. Asta nu este reprezentat ca /24. Și tastăm enter. Noi acum am setat parametrii la interfață. Dar cum am spus, by default interfața este închisă sau este dezactivată de la uzină. Noi trebuie să introducem comanda no, ignorăm, deci dezactivăm, shutdown. Comanda not shutdown, dacă vedeți, s-a făcut verde. Comanda no este negare. Și shutdown este, deci, dezactivare, nu dezactiva. Hai, spunem așa, dacă mot-a-mot traducem. Bun. Până la etapa dată. Noi avem conectivitate IP între calculatoare și între router. De pe router putem să facem același ping, verificare la calculator. Da, corect. O să avem. Ca să ne verificăm, punem end sau Ctrl-Z, ieșim în submeniu privilege exec. Pentru verificare, utilizăm comanda ping. Și uitați-vă că este situația cu comanda ping. Noi putem să facem așa, să nu întrebări, și scriem direct IP adresa 0, PC 0 are IP adresa 02, da? Facem ping. Și noi verificat conectivitatea pe layer 3 este. Cine îmi spune de ce primul pachet, este sunt pachete, răspunsul, semn de exclamare, sam că răspunsul e ok, să sunt pachete transmis primite. Cine îmi spune
De ce primul s-a pierdut? Din care cauză? Care protocol a lucrat? Corect, a fost request, dar request la ce? Ce anume a lucrat? Că s-a pierdut un ping. A avut loc așa numit, corect, toți care au scris, mai ales cei care vorbesc de layer 2, deci routerul nu știe destinația MAC, MAC adresa destinației, la PC0. Și în cazul dat a avut loc, a lucrat protocolul ARP, ARP. A fost rezolvarea MAC adresei, deci routerul. La primul ping când a fost transportat în pachetul, s-a rezolvat adresa fizică a calculatorului. Deci a fost mai întâi un așa numit broadcast. A fost transmis în toate interfețele. S-a, și cel care a primit broadcastul a despachetat, în cazul dat calculatorul dat, adresul s-a decapsulat, s-a uitat în destinație frame și a fost așa pusă interogare. Cine are IP adresa 192.168.0.2? Și calculatorul ăsta l-a procesat și aici l-a procesat. Dar calculatorul ăsta când s-a uitat în conținutul mesajului, a văzut că, da, eu sunt 192.68.0.2 și a dat înapoi răspuns mesaj la router. După care routerul a aflat adresa fizică a calculatorului 2, a făcut înscrierea în tabela ARP, ARP cache, și după care, mai departe, a avut succes toate pachetele. Cum noi putem să vedem tabela ARP a routerului? Comanda este show, ne afișează IP. Iată așa. Acum, ce avem noi în tabela dată? Noi avem însăși înscrierea, adresa a routerului însăși, cu adresa fizică lui și pe care interfață el o vede. În caz dat pe gigabit 000. Următoarea înscriere este IP adresa calculatorului PC0, care este adresa fizică a lui și pe ce interfață el o vede. Scriem aici o IP. Așa. Da, să încercăm. Acum. Același mesaj, aceeași etapă sau Ion, dacă vorbim despre comanda show MAC address table, asta noi o vizualizăm pe switch, pe echipamente care lucrează cu layer 2. Hai să verificăm și la dânsele. Da, dacă am ajuns la etapa dată, accesăm switch-ul. Acum am spus, by default nativ, la dâns toate porturile sunt în AMP și lucrează pur și simplu ca comutator, forwardează traficul la nivel layer 2, mă refer, în bază la tabela care el o învață. În momentul acela, când routerul inițiază, se încearcă să comunice cu cineva, în cazul dat cu PC0, el face un ping request, un ping generează, da? În momentul acela când nu generează, lucrează protocolul ARP, dar când începe el comunicarea, el se prezintă, deci el are adresa fizică a interfeței, deci MAC adresa interfeței. Și în modul acela când switch-ul primește o cerere sau vede o comunicare cu cineva, nu are importanță cu cine, el mai întâi să uite dacă este source MAC adresa în tabela sa sau nu. Dacă nu este, el o populează, o adaugă. Și în switch trebuie să fie așa o înscriere în tabela MAC a switch-ului pe portul. Da, să vedem ce port aici este. Gigabit 01, din numele switch-ului meu. Trebuie să fie adresa fizică a routerului 2. Cum noi să o vizualizăm, este sau nu? Foarte simplu. Comanda sună în felul următor. Show, iarăși se afișează MAC, address table. Deci noi vedem, vrem să vedem address table. Dăm Enter. Numai că comunicarea aici nu a avut loc, trebuie încă o dată generat.
Iată. Este un time-out, cum am spus, că după o perioadă, dacă este în activitate de comunicare, el nu se menține multă informație în tabela MAC și e pur și simplu să șterge. Tabul de VLAN până ce îl ignorați, nu vă uitați, despre tehnologia VLAN o să vorbim mai pe urmă. În cazul dat, noi ce vedem? Noi vedem adresa fizică a calculatorului, de fapt, care se află după interfața fase 0.0.1. Și vedem adresa fizică a routerului, iată asta este, C201, da? Haideți să ne verificăm. Dacă noi vrem să vedem parametrii interfeței, de fapt, noi scriem așa, show interface gigabit 000. Este interfața care se uită spre switch. Iată, noi când ne uităm aici, parametri, da? Noi vedem așa informații. Interfața se numește cutare, starea este cutare, line protocol este cutare, este conectată. Partea de hardware, cum se numește și modelul care este, și adresa fizică. Până ce, iată, noi până aici ne interesează. Noi avem adresa fizică care se finisează cu 201. Ducem la switch. Noi vedem că IP adresa, că adresa fizică, MAC adresa, noi vedem după portul gigabit 0. Și asta este 201. Înseamnă că este la noi este router. Asta este informația cum noi aflăm adresa fizică, deci MAC adresele de pe switch. Da, să o punem și noi aici. Bun. Până la etapa dată, comunicarea, cât pe layer 2, atât și pe layer 3, noi avem în rețeaua dată. Ca să ne verificăm, putem să facem chiar o simulare. Să încercăm așa să facem. Și ar fi în felul următor. Uitați-vă ce se întâmplă aici. Are loc comunicarea de la IP adresa 01 către IP adresa 03. Deci routerul încearcă să facă un așa numit ICMP, un ping, type code, despre care vorbim mai înainte, la protocoalele, către destinația 03. Ok. Mai departe, routerul nu știe destinația fizică a calculatorului. Că asta e următoarea etapă, face ARP request, așa numit. Dacă ne uităm în ARP request, noi vedem următoarea. De la MAC adresa sursă, asta este MAC adresa a interfeței routerului, de pe adresa sursă 01, target MAC 0000. Eu nu știu cine este el. Eu vreau să aflu cine este 03. Următoarea etapă. Că, iată cum vedeți destinația, cum am spus la ARP, când are loc rezolvarea ARP-ului, este sursa care se identifică. El dacă ne referim la layer 3, la pachet care este încapsulat, este sursa asta și destinația unde el vrea să ajungă. Dar el nu știe adresa fizică. Îl face un ARP request și încearcă să afle ARP adresa fizică. Da, Pavel, pentru a accesa pe SSH, spate și așa de făcut. Nu spate, dar chiar trebuie. Din plan interfață de făcut. Nu știu, vorbim despre asta. Cred că o să ajungem. Iată să știți unde se pierde primul pachet. Acum. Simularea noi. Aici este pe unul ăsta, nu trebuie. Așa.
Bun. Până în fine, comunicarea noi pe layer 3 și pe layer 2 între punctele, între calculatoare și între default gateway, ele sunt. Deci cum ne-am verificat, este. Haideți mai departe. Să facem comunicarea între sau să facem interconectul între routerul 2 și așa numit routerul 3. Noi am spus că pentru routerul 2 setăm IP adresa configure terminal interface gigabit 001, punem descrierea R, el o să fie R3. Îi setăm IP adresa, IP adres 10.0.0.1, punem masca 24, pe urmă să vorbim despre subnetare. Ce am făcut noi aici? Pe gigabit 001, i-am dat o descriere, am pus IP adresa, deci 001 îl identifică pe routerul 1, pe routerul 2 în cazul dat, și am deblocat interfața. Până la etapa asta, așa este. Mai departe, facem configurările pentru routerul 3. Ca să nu ne complicăm tare, ce am făcut noi până aici, pur și simplu redactăm. Routerul 3, aceiași parametri lăsăm, aceiași toate informații, facem așa un copy, enable, facem așa un paste. Ce nu primești? Interesant. Sorry. Deci, configurarea este în format text, e automat este primită de către echipament, dacă este setat cum trebuie. Punem așa, corect. Enter, nicio problemă. Dați, eu să vă ofer configurarea pe canal, moment. Ce etap sunteți? Ați au reușit până în moment? La routerul 2 pe hostname zicem sau după la care router? La ISA? La primul din stânga? Ah, am înțeles. O secundă. Da, un moment. Asta este configurarea pentru gigabit 001 și configurarea pentru gigabit 000. Până la etapa dată, toți au reușit.
Ați intrat în configură terminal? Ion, văd mask for IP din cauza că e setat IP adresa 1.0 până IP adresa 1.1. Bun, până la etapa dată toți au reușit. Continuăm cu routerul 3. Așa e unul reușit. Restul? Așa înțeleg. Reușit toți. Bine. Dacă ne referim la routerul 3, configure terminal, interfața gigabit 0.0.0, este cea interfață care este conectată spre rețeaua locală. LAN 68.1.0. Probabil așa să primească. Da. IP adres. Setăm IP adresa. 192.168.1.1. Prefixul 255.255. Nu, shoot. O deblocăm. Așa. Parte accesăm interfața următoare care face legătură cu router. Punem descrierea. Setăm IP adresa. În cazul dat deja să fie IP adresa 2. 10.0.0.2. Masca 24. Și îl deblocăm. Așa. Până la etapa dată au reușit toți? De ce 002? Păi, să înțelegeți corect. Fiecare host, cum am spus, când comunică într-o rețea, el trebuie să aibă o adresă logică unică. Să fie identificat. De exemplu, noi dacă la routerul 2 setat IP adresa 10.0.0.1, el are adresa logică a lui, păi la alt echipament trebuie să setăm altă adresă, care este tot din același diapazon, dar alta trebuie să fie unică. Ei trebuie să se identifice în rețea, știe cine cu cine comunică. E clar de ce? Iată, noi vorbim acum despre segmente Layer 2, sau comunicări pe MAC diferite. Dacă vorbim
Când e la routerul dat, routerul 2, el are două segmente pe care pe Mac, acum ne vorbim de layer 2, este segmentul de pe interfața gigabit 000, este segmentul de pe interfața gigabit 001. Păi, iată, în fiecare segment, layer 2, noi îi setăm suplimentar layer 3 IP adresă logice separate. Deci, pentru segmentul dat, noi am setat un diapazon de rețele layer 3 de IP adresă. Și în cazul dat, noi este 192.168.0.1 aici, pe interfața asta. Similar, punem pe routerul 3. Noi ce avem IP adresă 192.168.1.1, fiindcă este alt segment. Și aici comunic deja alte dispozitive. Este, sunt segmente logice care, care au comunicare pe layer 3, pe IP adresă. Dacă vedeți, aici este 0, 0. Și aici este 1, 2, 1, 1, 3. E clar momentul, da? În cazul dat, noi când avem comunicări pe layer 3, pe IP, pentru routerul 2 am setat IP adresa 1, pentru routerul 3 am setat IP adresa 2. Hai să verificăm dacă între dânsele este comunicare pe IP. Ne conectăm pe routerul 3 și facem singur ping. 10, 0, 0, 1. IP adresa oponentului, deci vecinului. Iată, deci, el cu 10, 0, 0, 2, facem ping la 10, 0, 0, 1. Și el nu este. Să vedem de ce. Ah, este pur și simplu ce merge simplu. Este pur și simplu ce merge procesul simulare și e... Iată, comunicare este. Așa, la configurarea interfețelor. La care e etapa anume? Primul, care e router? Routerul 2 setat. Hai să ne conectăm la routerul 3, încă o dată. Gisăm configure, terminal. Noi știm de pe routerul 3 că interfața gigabit 000 este conectată în rețeaua locală. Gigabit 00, iată asta este, este conectată în rețeaua locală. Înseam că noi accesăm interfața dată și îi setăm IP adresa, prima IP adresă, din diapazonul ăsta, din 192.168.1.0. Asta să fie IP adresa 1. Facem așa. Accesăm interfața. Vezi gigabit 000. Și îi setăm IP adresa. IP adresa 192.168.1 și mască. Prefix 24. Până ce e ok? Aștept.
Comanda description este doar pur informativă. Vezi că momentul este următorul, că noi aici când noi aici avem două interfețe, da? Sau trei. Show IP, facem așa cum show IP interface brief, interface brief. Noi de facto avem trei interfețe. Sunt echipamente care au zeci și sute de interfețe. Și este dificil uneori să înțelegi sau să-ți amintești, sau în dependență cum e făcută documentația tehnică, care și unde este conectată. Pentru asta, noi avem posibilitatea opțional să-i setăm o descriere. Iată interfața cu tare, gigabit 000, ea este conectată la rețeaua LAN. De unde noi să putem să vedem? Show Interface Description. Așa, nu este comanda asta, fiindcă este simulare. Ok, noi putem, pur și simplu, să setăm Show Interface Gigabit 000. Și în principiu, noi și tot trebuie să vedem descrierea. Iată. Show Interface Gigabit 000. Noi vedem parametrii, vedem informația toată și avem așa un câmp care se numește descriere. Iată, înseamnă că descrierea asta este pur și simplu informativă, nu este obligatorie, dar este recomandată. Că noi, ca descriere, avem că rețeaua asta este conectată spre LAN. Deci noi putem scrie, în principiu, ceea ce ne trebuie, informația de serviciu. Bun. Așa. Ceea ce ține de... de comunicare între rutere. Dar toți au reușit. Au setat ambele IP adrese pe ambele interfețe, la ambele rutere? Andrei, pe ambele s-au reușit? Bun. Ca să ne verificăm ce IP adrese sunt setate pe interfețe, și pe care anume, noi scriem comanda show IP interface brief. Noi vedem că pe gigabit 000 este setată IP adresa dată. Noi nu vedem cu părere de rău prefixul sau masca sau subnesc mască. Noi pur și simplu vedem ce IP adresa este setată pe interfața dată. Și tot. Respectiv, la interfața gigabit 001 avem aceeași situație. Și aici o pare mis că am pus show interface brief, show IP ARP, show MAC address table. Show interface IE 00X fie. Poate fi mai mult. 1, 2, 3, independență de situație. Bun. Tipe, da, să facem așa. Să setăm IP adresă și pe calculatoarele astea. Setăm statice. Noi am spus că la calculatorul 3 avem IP adresa 192.68.1.2. Masca 24 de bits și gateway 192.68.1.1. Gateway-ul pentru calculatorul dat este IP adresa routerului dat. IP adresa interfeței routerului 3. Corect, pe routerul 2 trebuie să fie setat 10.0.0.1, iată aici, dar pe routerul 3 10.0.0.2. Dar deja ceea ce ține de interfață, trebuie să fie pe interfața gigabit 001. Deci dacă ne uităm, story, gigabit 001. Un așa numit life hack. Dacă v-ați greșit, se întâmplă. Dacă ceva vreți să resetați configurarea interfeței, da? Accesăm configure, terminal, și scriem comanda default și default ce anume. Noi vrem să setăm implicit sau de la uzină configurarea pentru interfața care anume. Gigabit 001, spre spunem, da? Așa.
automat tot ce noi am aplicat până la moment s-a șters. Ea este ca de la uzină. Asta nu e obligatoriu comandă, dar mă rog, dacă doriți, puteți să o utilizați. Dacă noi acum ne uităm Show IP Interface Brief, ceea ce ține de interfața Gigabit 001, este interfața care se conectează de la routerul 2 spre routerul 3. Ea a rămas în app, dar parametrii cei ce noi am setat nu s-au salvat. Noi acum suntem pe routerul 2 și punem încă o dată parametrii pentru IP adresa 10.0.0.1. Iată, asta ea. O punem pe interfața asta încă o dată, fiindcă noi am șters parametrii. Și scriem IP adres 10.0.0.1 cu masca respectivă 24 de bits și, nu știu, în principiu ea este deblocată. Și îi setăm descrierea. R, sau pur și simplu așa, R3 gigabit 001. Și ne verificăm. Până etapa dată, la toți a reușit? Colegi? Ok. La ce etapă noi am ajuns până la moment? Totul s-a verde. Ne-a mai bine. Noi avem... Da, să văd aici numai dacă am setat IP adresa. Da, aici tot trebuie setat. 192.168.1.3 masca și default gateway. Așa. Noi am setat aici IP adresele. Calculatoare am pus statice. Până ce? Am setat IP adresa pe interfața fizică a routerului. Aici este 192.168.0.1. Aici este 192.168.1.1. Am setat IP adresele pe interfețele fizice a routerului ca ele să comunice între ele. Fel de IP. Tot am deblocat. Interfețele au stat up. Și în principiu este posibil comunicarea. Acum întrebare. Noi mergem acum puțin înainte. Dacă vorbim despre routing, ceea ce am comunicat așa special la sesiunea anterioară, la capitolul anterior. Să presupunem că PC 0 o să poată acum comunica cu PC 3. 926802, 926801. Așa. Ei. Răspunsul este nu. De ce? Noi am spus că noi aici avem un segment. Iată aici este segment care are loc comunicarea cât pe Mac-uri. Mac la Mac poate comunice. Atât și IP la IP. Deci Mac-ul este nivelul 2, nivelul inferior. Nu ne referim la nivel fizic. El fizic este cablajul fizic și el, ok, este peste tot, dar noi acum ne referim la nivelul de segmentare a rețelelor. Aici este comunicarea între MAC adresa, adresa fizică a interfeței routerului și interfeței calculatoarelor. Adresa fizică a routerului dat nu poate să comunice calculatoarele date, de exemplu. El nu poate să comunice cu acest router. Ei nu sunt în același
layer 2 segment, așa numit. Din cauza asta, este nivelul mai superior, este nivelul de IP. Nivelul de IP nouă ne oferă posibilitatea de comunicare între rețele. Acestea se numesc IP adresele logice. În momentul acela când noi avem adresele logice, foarte bine, e ok. Noi, cum am spus, că fiecare calculator sau fiecare host care participă în rețea, are o tabelă de rutare. În momentul acela când calculatorul, spre spune, că el s-a încărcat și are tabela sa de rutare cu interfețele sale, cu IP adresa, el, în primul rând, încearcă să comunice. De exemplu, să presupunem calculatorul 2, cu IP-ul 2, PC0, încearcă să comunice cu PC1. El îți poate comunica. Cazul dat. Da. El îți poate comunica. El nu o să depindă de router, nu o să depindă de gateway, nu o să depindă de nimic. Pe dânsul este setat IP-adresa și pe dânsul este setat masca sub rețea. Masca lui sub rețea informează că, uite, eu am un diapazon de IP-adresă de la 1 până la 254, ne referim la IP-adresele de host. Și dacă eu am diapazonul ăsta, înseamnă că eu pot comunica direct cu oricare din IP-urile date. Dacă facem o comandă, un ping, ping 192.68.0.3. Încercăm să punem simulatorul, nu știu ce este puțin dificil. Eu doresc să pun numai ATMP, iată așa. Ceva nu-mi reușești. Ok. Și la mine s-a restartat pachet Razer. Părere de rău. Simulare. O propunere pe viitor, parcurs, dacă avem posibilitate să instalăm o altă platformă. Noi am restabilit în principiu la ce am ajuns. Comunicarea este direct între dânsele, deoarece la hostul dat, la hostul dat este pus prefixul. Și ei știu că dacă ei se află în același layer 2 segment, deci ei pot comunica MAC pe MAC, asta deja e bine. Da? Iau comunicare directă. Și ei, dacă mai sunt la nivel de rețea, asta noi vorbim de layer 2. Dar dacă ne suim la un nivel mai superior, nivel de layer 3 de rețea, iau posibilitatea să comunice direct, iarăși pe IP, datorită la diapazonul de IP adresă. El știe că, uite, dacă la mine, în placheta mea de rețea, este scris că eu am IP adresă 192.168.0.3,
0,2 cu diapazonul sub netmask-ul /24, adică 255 de IP adresă, eu am posibilitatea să comunic direct cu orice alt host care face parte din rețeaua mea. Dar, în cazul celă, deci când eu nu am posibilitate să comunic cu alt host sau cu altă IP adresă care, mai corect spus, când eu doresc să comunic cu o IP adresă care nu face parte din rețeaua mea, eu transmit datele de default gateway. Iată întrebare. 192.68.0.2 și 192.68.1.2. Ei fac parte din aceeași rețea sau rețele diferite, dacă ne referim la fiecare au prefixul /24. Corect? Toți au înțeles. Iată în momentul acela când se întâmplă așa situație, că ei direct între ei pot comunica, tot e bine, tot e fain, încearcă calculatorul ăsta, încearcă să comunice cu o altă rețea. Și în momentul acela când el se uită în tabela lui de rutare și nu vede destinația, transmite pachetul, îl transmite default gateway. Îi seteze acum. Mesa. Respectiv, din punctul ăsta de vedere, asta este cu totul o altă rețea. Calculatorul ăsta, la fel, când încearcă să-i răspundă sau să inițieze să comunice, el încearcă să transmită pachetul în altă rețea. Și dacă el nu o are în tabela sa de rotare, el transmite la default gateway. O transmite către router. Mai departe, routerul, el tot are o tabelă de rutare. Și în momentul acela, să presupunem că, iată, sunt la mine dificil cu simularea, iată la mine calculatorul dat, dorește să comunici calculatorul 3. El transmite pachetul la default router, la default gateway. Routerul primește pachetul dat. Ce face el? El se uită în tabela sa de rutare deja. Cum se verifică tabela de rutare? Este comanda și-a numit Show IP Route. Iată așa. În tabela dată de rutare, noi vedem toate rețelele care sunt prezente la routerul dat. Ele pot fi direct setate sau pot fi cu careva parametri. Cazul dat, ceea ce noi vedem acum la moment, este rețeaua care este conectată, deci tot /24 este conectat la gigabit 000. Și avem IP adresa care este locală, care este setată direct pe interfața gigabit 000. Deci noi avem însăși diapazonul, rețeaua, /24. Și avem o singură IP adresă, cum am spus. /32 este un singur host. Asta dacă ne uităm din punctul de vedere la gigabit 000. Deci puțin pare mi că eu m-am înșel când am care? Da, moment. Schimb acum. Dacă noi avem mai multe interfețe, noi nu putem spune aceeași IP adresă sau aceeași rețea pe interfețe diferite la router. Știți, nu, asta în principiu mai să învață, dar ștergem configurarea și la gigabit 01 ștergem. Iată cum i-am stabilit. Iată cum e așa cum trebuie să fie. Noi avem pe gigabit 01 este interfața, sau este portul, care este conectat spre 0.
Oh, pardon, da, sorry. Mersi. Iată așa. Noi ne uităm la comanda Show IP Route. Show IP Route nouă ne afișează tabela de rutare curentă. În tabela de rutare, deci echipamentul, când primește un pachet, el se uită unde ar putea să-l transmită. El se uită în destinația pachetului, în destinația IP, și se uită unde ar putea să-l transmită. În cazul când routerul 2 primește un pachet cu destinația 192.168.1, nu știu cât. Ce o să fac el cu el? Cine îmi spune? Corect? Cine mai spune? Spuneți păreri, nu e o problemă. Învățăm. Așa, încă cine, ce păreri? Da, Andrei, corect. Care este momentul? Routerul, el are default gateway? El nu știe despre destinația asta. Și în cazul dat, dacă echipamentul nu știe despre destinația, el pur și simplu dropează. El zice că eu nu știu ce să fac cu asta. Eu îl închid, îl tai, îl dropez. În cazul dat, noi putem să facem aici o mică șmecherie. Noi putem, pentru routere, să setăm default gateway-ul 1 pentru fiecare. De exemplu, pentru routerul 2, să spunem că default gateway-ul este routerul 3. Și pentru routerul 3, să spunem că default gateway-ul este routerul 2. Să lucreze așa ceva. Să aibă loc comunicarea. Corect, Ion. Din ce este format? Da, toți care scrieți, toți sunteți corect. Din ce este format default gateway? Sau, depinde de sistem în principiu cum este implementat, dar default gateway de obicei este format din prefixul 8D0, așa se mai numește, așa se mai spune, sau prefixul 0000 cu masca 0000. Cum ne putem să-l setăm? În cazul dat, noi putem, dacă ne vorbim de router, noi trebuie să creăm o rută statică. Iată, din câte voi vedeți, și o IP route, da? Noi avem toate rutele care sunt, de fapt, direct atașate. Deci, asta este rețeaua care este configurată pe interfața Gigabit 01 și asta este rețeaua care este configurată pe interfața Gigabit 00. Bun. Dar noi acum trebuie să dăm o rută cu opțiune. Și opțiunea constă în următoarea. Facem așa, configure terminal și noi trebuie să facem că să adăugăm o rută. Ies un fel următor. IP route. Creăm ruta. Da? Și în aceasta noi adăugăm parametri. În primul rând, destinația către ce? Destinația. Ruta default. Cu ce mască? Mască default. Iată până aici scrieți. Asta presupune că unde n-ar fi. Dacă la mine vine un pachet cu destinația care nu e nu necunoscută, eu transmit în predestinația dată. Sună încă o dată. Acum ar fi pe adresa 1, 2, 3, 4, spunem, și cu un prefix 255, 255, 255, 0. Ok, noi asta nu scriem. Noi nu facem limitele date, noi pur și simplu facem 0000, orice. Prefixul oarecare. Și unde îl transmitem? Cui îl transmitem? Îl transmitem, în cazul dat, routerului 3. Dar routerul 3 ce IP adresă are? 10.0.0.2. Zancu comanda sună în felul următor. Noi, dacă primim un pachet cu
destinația care nouă nu ne este cunoscută, îl transmitem spre 10.003. Suntem 02, sorry. 2? Da, 10.002. Stăm enter. E clară comanda dată. E clar sensul. Tot ce te referi la partea de rețea sau la partea de subnet mască?